Bine, v-am regăsit, prieteni, la un nou episod tare de tot. A venit vara, vin, s-au venit concediile, dar asta nu e foarte rău. Ba din contră, aveți mai mult timp la dispoziție să vă uitați la acest proiect tare de tot, care merge în continuare, în special datorită dumneavoastră, datorită prietenilor și sponsorilor noștri de la. Betano, care aniversează în acest an 2023, șapte ani de existență în România, la mulți ani și pe această cale. Și în ultimul rând îi salutăm pe ai noștri prieteni de la SAS Gym. Deja știți, sunt două săli de fitness ultra dotate și performante în capital la piața Alba Iulia și în drumul taberei, cu o multitudine de aparate pentru practicarea exercițiilor fizice, însă ceea ce face diferența față de alte săli este atmosfera călduroasă. Lumea este prietenoasă, toată lumea se înțelege cu toată lumea și te simți ca acasă încă de la prima ședință la SAS Gym, suntem în cadrul binecunoscut, acasă, la BAC 52, iar astăzi este un episod cu și despre suporte. Și nu orice fel de suporteri, ci uh, suporterii unei echipe celebre FCSB, greu încercați și din pricina faptului că această echipă a ratat din nou titlul, dar mai ales din pricina acestui brand steaua pe care ei consideră să și-l atribuie, chiar dacă acest nume este purtat în acest moment de echipa Ministerului Apărării Naționale. Și dacă v-am dat aceste detalii, o să vă spun că o să le dezvoltăm împreună cu Gigi Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, liderul Galeriei FCSB, este la tare de tot. Salut, Gigi, să trești! Numai bine, vreau să... Numai bine! Te corectezi, eu, eu nu o să pot să spun FCSB pentru că pentru mine este Steaua și e, punct. Dacă alții vorbesc și spun că domne, există decizie sau hotărâre judecătorească, nu știu ce există, eu nu am citit în acea motivare că cineva din presă sau eu sau suporteri în general au voie să spună, nu au voie să spună Steaua. Nu, nu. Ne. Eu o să-i spun Steaua pentru că eu am crescut cu această echipă. Eu uh, uh, nu știu vreodată să fi înțeles sau să fi văzut că Steaua a retrogradat. Sau că a fost vreodată în liga a doua, a treia, a patra sau a nu știu câtă. Din punctul meu de vedere, asta este Steaua. Uh, demonstrând și pe stadion, demonstrând și în deplasare, pentru că noi pe unde mergem umplem stadioane. Asta este. Steaua din punctul meu de vedere și atunci nu mai pot să discut eu despre FCSB dar am văzut că și Mircea Lucescu tot steaua, am văzut Răzvan Lucescu steaua am văzut uh, fostele Glorii se mai uh, contrazic Odată spune că nu e steaua dar la un moment dat spun și ei tot steaua, patronul stelei și asta mă bucură când ușor ușor încep să-și revină din uh, anumite emisiuni nu domne că steaua e acum dar eu am antrenat tot Steaua și se numea Steaua și acum nu mai se numește Steaua. Nu, tot fotbal club Steaua București se numește. Prescurtatul când purta și Lăcătu și Piept și Ilie Dumitrescu și mulți alții. Da, te doare că nu ești în buletin Steaua, unde contează cel mai mult, nu? Bun. mă doare că aceste lucruri au fost petrecute într-un, să spun așa, într-un alt cadru. S-a luat o, o hotărâre ca acest nume și acea siglă care este muncită și de mine să fie luată și dată csa ului Clubului Sportiv al Armatei, Clubul Mamă, de altfel, adică noi nu contestăm celelalte secții de, de, de sport da? ale clubului, da. Noi contestăm înființarea a altei echipe. Adică nu poți să vii în 2017 să uiți trecutul acestei echipe care este în Liga 1 din 47, să vii să spui că, domne, ă, 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 asta este steaua. Dacă cineva poate să-mi spună că cu Ajax, cu Chelsea, și să nu mai spunem din perioada din 90, 91, 92, 93, 94, 95, în grupe, da. Da? că a jucat cu Pacionel, că a jucat nu știu mai cine, pentru că atunci, în momentul ăla, trebuie să revenim la nume de jucători care au jucat atunci pe timpul ăla. Ce s-a întâmplat cu această echipă? Nu putem să spunem că a întrerupt activitatea, pentru că obligatoriu trebuia să ieși din Liga 1. Aici oamenii au fost puțin duși în eroare. Și știți că erau trei categorii de suporteri. Erau suporteri care mergeau în partea din Liga 1, da. Da, la steaua din Liga 1, și o parte care au plecat, cei de la Peluza Nord, au plecat la CSA. Și mai era o categorie de nehotărâți. Iar noi am demonstrat prin uh, documente, prin lucrurile pe care eu le-am făcut și de când am venit acasă am arătat documente unde scrie foarte clar continuitatea fostei secții de fotbal a clubului sportiv al armatei este în Liga 1. Deci dacă acele documente, acel statut care a fost făcut de domnul Gațu, care și domnul Gațu la momentul respectiv era în club, domnul Pușcaș. Adică oameni care au făcut aceste documente spun clar că steaua este în Liga I. Atunci eu pot să-l cred pe domnul Florin Talpan că vine și dezinformează opinia publică și vine și spune că el a câștigat procese. N-a câștigat nimic. A câștigat decât o siglă și un nume. Da, da? cele mai importante. Da, să punem semnul la de întrebare cum le-am câștigat. De ce, oare, de ce oare acea doamnă judecătoare stă pe la târșor? Dar Intrăm, Asta nu știam, deci acel, prea multe acel, Asta nu știam, repet, și nu fac îmi pare Nu joc rău, teatru. Îmi pare rău, Viorel, că ești de atâta timp în presă și nu știi că doamna judecător care a dat acea sentință este la trârșor. Dar a, acolo e să înțeleagă lumea, da, poți să mă critici, da. și mai ales dacă sunt. Astea sunt critici știe, constructive. Știe, deci știe, la trârșor, acolo este penitenciar foarte, de femei ca știe, să știe lumea știe. ce e la trârșor. Majoritatea suportelor știu, pentru că eu am spus lucrurile astea. De când am venit acasă, am spus și în alte emisiuni... Dar e pentru speța aia? Atenție! Acum știi ce se Dacă întâmplă? Dacă e pentru speța când aia... Nu ai anulat, când nu ai anulat un statut, nu te supăra pe mine. Trebuia să faci toate trei lucruri, să le faci. Pe toate trei trebuia să le faci. Una, s-a făcut o greșeală foarte mare, că s-a dat sigla, pentru că în motivarea, eu am motivarea, oricând vrei poți să-ți o mm -hmm. dau și ție să o citești, în motivare spune clar... Ce a cerut domnul Florin Talpan? Domnul Florin Talpan a cerut să nu se mai folosească sigla care ei ne-au luat-o, că este asemănătoare cu a lor. Corect. Doamna judecător a dat-o. Pentru că sigla noastră, cine nu știe, sigla noastră care e făcută de noi suporteri este în șase colțuri. Mm -hmm. Care e acum, nu? ce care acum? Care joacă ei cu ea pe piept. Eu mă mândresc, că e muncită de mine și mă mândresc. Dar va veni timpul să o luăm înapoi, pentru că vom căuta acele mail -uri. suntem pe drumul cel bun și sperăm să să găsim acele mail -uri. Două sau trei din ele s-au găsit. Tu spui de sigla uh, purtată da. acum de echipa CSR Steaua, da. nu? este sigla făcută de noi suporți. Păi cum de voi? Nu e cea veche de nu. pe vremea... Nu, cea veche, dacă vă uitați, cu steaua galbenă pe da. mijloc, este în cinci colțuri. Așa. și asta... Uh... Asta șase colțuri. A bun, da? asta e pentru cine se uită nu, cu atenție. pentru e, cine nu se uită da, cu atenție, da, da, trebuie să fii foarte atent. Asta spun. Când spui că e al tău ceva, dar domnul Florin Talpan aici n-a spus că e al lui sau că e a Clubului Sportiv al Armatei. A spus că este asemănătoare cu a lor. Și instanța a hotărât să-i dea sigla. Adică nu spui clubului respectiv, nu te mai folosi de sigla aia. Da? Oprește-o. Nu mai voi să o pui pe piept, oprește-o. Dar e a noastră aia. Nu, instanța a hotărât să le dea lor. Domnul Florin Talpan, prin motivare, care asta se poate verifica și toată lumea știe, eu am arătat-o și pe Facebook-ul meu, am pus-o pe toate uh, rețelele. rețelele de socializare, unde se spune clar, cere domnul Florin Talpan instanței anularea, anularea statutului. Ceea ce nu se poate, pentru că acel statut a fost conform, a fost făcut conform unei hotărâri de guvern acel statut a trecut printr-o instanță judecătorească, cum le place dânșilor să spună să respectăm instanțele judecătorești, pe aia să le respectăm. Dacă acea, acel statut a trecut prin instanță, printr-o hotărâre de guvern a domnului Babiuc, cum poți să ceri anularea lui? Iar instanța, cred că aici a fost și virgula periculoasă pentru doamna judecător la momentul la cred, că nu a anulat statutul. Pentru mm -hmm. că în momentul în care anulat statutul, articolul 1 din statut nu mai permitea continuitatea echipei din Liga 1. Bun, eu nu aveam în intenție să încep așa, sigur că aș fi nu, adus discuția. Dar, dar dacă, dacă tot ai... Sigur, e, nu, 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 e ajungeam oricum la acest subiect, dar dacă tot l-ai deschis tu, ai să-l și închiem. În ce fază steți acum cu aceste obiective ale voastre în privința redobândirii siglei și numelui, nu? Pentru că dacă îl întrebe Talpan, o să spună fix ce ai spus tu, dar pentru nu, Steaua... Nu, nu uh, spune fix ce am spus eu. Subiectiv uh, vorbind. Da, dar tot cu gânsul, acte, tot cu hotărâri, pe tot nu, cu statut. Noi le arătăm. Noi le arătăm. Noi am arătat. Din gură e ușor. Uh, din gură spunem că Steaua n-a fost niciodată transferată. După aia, în scris, spunem, ne contrazicem. Că eu nu vreau să fac ce-a făcut generalia aia. Păi, dacă ce-au făcut generalia? au transferat în 98, da? Că așa, așa, se spune că a venit o directivă de la UEFA, că echipele departamentale nu mai au ce să caute la profesioniști, nu? Da, că așa știe, asta da? e cunoscută de toată lumea. Corect. Atunci tu, ca echipă departamentală, nu ai dat, nu ai transferat echipa asta, spunându-i domnului Viorel Păunescu să-și facă o asociație afc ul care a fost făcut, da? Ceea ce s-a și întâmplat. S-a întâmplat. Da. Ce s-a întâmplat? Ai transferat-o sau nu? Dacă nu o transferai, Federația Română de Fotbal sau Liga Profesionistă nu avea cum să înregistreze aceste documente. Așa, nu te lăsau în competiție. Corect? Da. Deci, acele documente se le arate domnul Florin Talpan, care te-ai dus la instanță, instanța conform hotărârii de guvern a acceptat și a uh, legalizat acele documente printr-o da. hotărâri hotărâre judecătorească, te-ai dus la federație, te-ai dus la Liga Profesionistă și înregistrat da. a înregistrat AFC1. Da. AFC1 ne mai avem bani și luând bani de la Gigi în continuu pe jucători, pentru că eu am și lista jucătorilor. Sunt vreo 20 ceva de jucători care au fost luați la momentul ăla pe 200 de mii, pe 300 de mii, pe 600.000, Da? Pe momentul în care domnul Viorel Păunescu, care la o emisiune cu mine când l-am întrebat ceva, a început să nu mai audă, alu, alu, da? <sus> uh, și l-am întrebat ceva și se câteodată dată mai scapă. Se făcea că plou. Da, așa. Problema este așa. Păi este în felul următor. În momentul în care neviorel și știți bine unde era steau atunci, pe locul 14, era în curs de... Adică era într-o cădere liberă. Nu de retrogradare, da era... Era, era posibil, era posibil și retrogradare. Dar venind, aducându-l pe domnul Gigi Becali, tot neviorel Viorel pe UNESCO. Dar nu l-am adus eu, nu l-ai adus nici tu, nu l-a adus nici suporteri. Da? L-a adus neviorel Viorel Păunescu, inclusiv cu domnul Pizurg. Mm -hmm. Nu? Ei doi. Da? Ți-a dat bani de la meciul cu Piteșu, dacă vă aduceți aminte, cu Fece Argeș, când am luat noi bătaie cu 3-0. Și am oprit noi atunci autocarul. Autocar, da, da. da. Pe autostradă, nu? Da. da. Venind la club atunci, au început banii să apară a început să facă transferul de jucători. Echipa a ajuns cu Dnea a ajuns pe un loc de Champions League, nu? Sau de, pare mi se că de UEFA era atunci la momentul Cupa UEFA era. Da, de Cupa UEFA. Păi atunci când nu mai ai să mai dai bani înapoi, nu în 2003 AFC-ul a hotărât împreună cu domnii general că eu eram acolo să ridice, că dacă mai aveau și picioarele, aveau posibilitatea să ridice și picioarele, și picioarele ridicau. Plus, fostele glorii ridicau mâinile în sus și spuneau, da, echipa să fie transferată. Ceea ce există și la ora asta un interviu al domn a domnului Marius Lăcătuș, unde spune, domne, nu e normal să dai un brand afară din Ghencea. ceți deci, vă aminte și există. Da. Există interviul domnului Marius Lăcătuș când a fost chestia să-l dea pe Gigi afară din Ghencea că nu plătește nu știu ce. Când Gigi a băgat atunci, la momentul ăla băgase vreo 2 milioane de euro, schimbase scaune, schimbase... Cred că și nocturnă, nu? Nocturnă. Turnicheți. tot. Păi, mai oameni buni. Bine, aici e pentru domnul Talpan. S-a transferat echipa de fotbal de la AFC împreună cu domnii generali. Ridicau mâinile sau nu? Că eu eram acolo. Bun, dar nu dă de Talpan decizii. El păi își nu. apără cauza așa Stați cum vă apărați puțin. și voi. Nu. nu. Decizile... Apără cauza, dar apără-o corect. Dar e... nu cu... nu. Problema nu. lui este El apără așa cum consideră. Păi, dar da, doar că te le spun altceva. Bun, judecătorii să uh, dea odată o decizie. Că... Că... Atenție mare. Ne-am săturat cu toții și păi, voi în primul rând. Eu cred. Sunt de acord și cu la fel. Viorel, judecătorii, poate cineva să-mi spună mie că a dat judecătorii sau că domnul Florin Talpan a contestat vreodată locul ligantei? Prin toate deciziile pe care de instanță. Spuneți-mi și mie, domnul Talpan, prin toate hotările care le știți și voi sau dânsul, de ce n-a contestat niciodată la o instanță că actuala steaua din Liga 1? să conteste locul în Liga De ce nu l-a făcut? Da. De ce nu a contestat? De ce nu a contestat continuitatea? Actuala FCSB. <laughs> pentru voi. <laughs> pentru da. noi este steau. Pentru noi suporteri este Dar spune steau. că nu mi-ai răspuns la întrebare. Te rog, înseamnă că am sărit amul. Nu, nu, nu-i problemă, că nu era acuzator. Uh, în ce fază sunteți? Uh, la momentul ăsta se discută, pentru că... Tot ai mai... 10.000 de termene? De amânări? Problema este în felul de... următor. Iarăși din nou am spus, în urmă cu o lună de zile, sau chiar o lună jumate, am spus clar că mai puțin mai, mă mai interesează ce se întâmplă prin instanțe. Pe cum? Alea sunt uh, cele care dau linia. Eu sunt de acord, dar uh, Forul Internațional UEFA FIFA nu ia în considerare instanțele civile. Asta aflând și eu pe parcurs. Problema este în felul următor. Dacă în momentul în care știți cu toții că ați dat cu toți în presă. Eu știu că două secundi. forurile internaționale se supun sau sunt nu. obligate să accepte deciziile instanțelor civile. Nu. nu. Din țara respectivă. Nu. Nu. Conform legii UEFA, te duci la TAS. Și tas judecă ce trebuie. De ce domnul Florin Talpan a trimis 900 de kilograme de hârtii la TAS Pe și, tas le-a luat? A, a trimis înapoi să le ține sănătos acolo. De ce? Pentru că putea să spună, stai mă, puțin conform deciziei din aia, ăștia, noi am fost obligați să schimbăm numele. A schimbat numele. Cu ce s-a încălcat vreo hotărâre? Că la UD, că încăl nu încălcați hotărârea judecătorească. Sau că voi presa încălcați hotărârea judecătorească. Nu încalcă nimeni nimic. E o instanță a hotărât să nu mai numeștea Ai schimbat numele? FCSV? A hotărât instanța aia? Să spună, luați, -i, luați -i locul în Liga 1. Dacă cineva îmi spune asta că a hotărât o instanță să ia locul în Liga să-l bage pe Paciunel și pe domnul Fiorin Talpan să joace în Liga 1. Aici e problema. Aici e cu pasiune. Păi nu, nu, nu. De el mai că el a mai jucat pe la noi și de aia. Da. El a jucat la Steaua adevărată. Și, Adipopa. Popa? Și Adi Popa, care nu mai e cu Ajax și cu astea a jucat la Internațional Milano. Când a jucat cu Ajax, când a jucat uh, cu Chelsea. Nu? Parcă juca la Milano, nu? Bun, dar ce spui? Hai să îi <coughs> și pe cei mai mari decât Adi Popa. În afară, cine mai e cu voi dintre glorii? Hai să spun ceva. Nu, sincer. Sincer, îți spun sincer, fără niciun fel de, de reținere. Numai că nu o să le dau numele. Nu o pe să o, le dau numele. Pe ori îmi spui ori. Pe, nu, nu, nu. Îți spun patru persoane care s contra lui Gigi. Până și domnul Beulănii, acum câteva zile în, într-un comentariu da. la un canal de... Poți să-i dai numele, Poți să -i -i spun, da? Toa, bineînțeles. La Digi a spus că, domne, steaua 1, steaua 2. Deci, cred că și-a revenit și domnul Beulănii. Că înainte spunea că Steaua nu mai e, nu știu cum, dar acum văd că a spus Steaua 1, Steaua 2. De adică de pat Steaua din Liga 1 și Steaua, uh, ce lui, din Liga 2. Da aia a spus, Steaua 1, Steaua 2. Deci patru persoane contra lui Gigi? Lăcătuș. Corect. Uh, Balint. Tudor Stoica. Tudor Stoica. Da. Pițurcă. Uh, Pițurcă nu e contra lui Gigi, vă spun eu. E contra la alte lucruri de a lui Gigi, dar nu e contra lui Gigi. Da? Dar numai că lui nu mai convine. Că acum vin și eu și l-am mai, mai întrebat dată public și îl mai întreb odată. Neapiții, ăia 5% care i-ați fost acționar, la cine ați fost acționar? La Steaua sau la Bacău? Cei 5% prin acțiunile când s-a ridicat mâinile în sus, nu le-ați preluat dumneavoastră că am actele. Pe la vremea e clar, nu trebuie să-ți mai răspundă. Pe la Steaua avea... a fost, normal că a fost la Steaua. Și atunci, asta nu mai este Steaua? asta care i-a dat el banii, Gigi i-a dat banii pe cei 5%, nu este o asta? Unde a fost acționar? Aici întreb, unde a fost neapiții acționar? La Steaua sau la Bacău? Cei 5% unde i-a avut? Nu i-a avut la echipa asta de Liga 1? Aici este problema. Dar care e a patra persoană? Că spui de pițuri că și anume că... A patra persoană este fi. Ilie Dumitrescu. Da? Contra lui Gigi. Contra. Deși la televizor, Deși... la Deși... lasă să se de de faptul că... Nu, nu, nu a, a la... spus-o, a luat social. A luat social. A luat social. Că eu, i -am, i -am, eu am văzut, uh, domne, eu sunt de acord, nici noi nu suntem de acord cu Gigi ceea ce face. Și anul trecut am spus că noi vom fi alături de echipă să nu afectăm echipa. Nu știu dacă va mai fi la fel și anul ăsta. Pentru că s-a luat o hotărâre, dar uh, rămâne să discutăm lucrul ăsta. Problema este în felul următor. Dacă tu vii și ești președinte, când la momentul respectiv să numea, aveam numele Steau, da? da? Și ai fost președintele acestui club, care clubul ăsta nu are retrogradat. Aici vorbești de lăcătuși. Vorbesc și de lăcătuși și de Ilie Dumitrescu. Păi da. Noi vorbim de două persoane care au condus acest club. Da. Da? Marius Lăcătuș a fost și antrenor, Așa e. Marius Lăcătuș a fost și președintele clubului. Și Ilie Ilie n-a fost, președinte. A fost președinte. A fost antrenor. A fost antrenor. Da. Pe cine a antrenat? N-a antrenat Steaua? Și vin cu argumentul și vin și spun domne, se numea Steaua atunci. Păi dacă se numea Steaua și o instanță care știți voi bine unde s-a hotărât, că ei știu, i-a luat numele. Că I-ai că Gigi merita la momentele alea. Toți spunem lucrul ăsta. Dar tu spui despre ei că au fost sau sunt contra lui Gigi, nu contra echipei. E, e o diferență. A... E diferență contra lui Gigi și ca să nu-i dea lui Gigi satisfacție că asta este aua, spun că nu e asta steaua, că e ce se Iar... Eu pe Ilie nu l-am auzit. Ba da, eu l-am auzit. Și okay. Altfel nu puteam să fac acuzații să-l uh -huh. acuz pe Ilie. Ilie și prietenul da. meu. Adică, în schimb, bă, eu l-am susținut bă... foarte mult pe Ilie și Ilie știe lucrul ăsta. Da? Eu l-am susținut pe Mister Ilie, l-am susținut mult. Atunci, ca antrenor? Ca antrenor. Da? Și comunicam foarte bine noi, suporterii, cu el. Și de foarte multe ori aveam discuții, ne întâlneam separat, adică noi, suporterii, separat cu el. Ne-a explicat situația clubului că nici pe timpul lui n-a mers echipa bine. Da? Să ne aducem aminte. Iar cu Lăcătuși la fel. Lăcătuși n-a fost dat afară de Gigi din cauza noastră. Pentru că eu. Nu am... a fost dat afară. Adică a fost păstrat adică datorită voastră. A fost păstrat datorită nouă. Și Mariu știe lucrul ăsta. Faptul că nu vrea să răspundă e cu totul altceva. Eu am mai pus întrebarea asta. I-a mai, I mai aruncat, cum se spune, ștacheta. Păi, e foarte bine când Gigi a spus că îl dă afară. Eu atunci am avut o reacție foarte, foarte agresivă la nivel de conducere. Eu, împreună cu toată peluza. Și zis, dacă îl dai afară, atunci lucrurile vor sta altfel. Băi, o să pierdem campionatul. Deci Gigi asta ne-a spus. Băi, o să pierdem campionatul. Ok, pierdeți campionatul. O să-l pierdeți în cauza voastră. Ca să nu-l dea afară pe Marius, noi am acceptat să pierdem campionatul. Și atunci, după două etape, și-a dat uh, Marius uh, demisia. Știți bine că am pierdut campionatul de la meciul cu Timișoara și acasă uh, ai făcut egal cu Dinamo, dacă nu mă înșel. Parcă da, dar ați da. pierdut campionatul că n-a mers pe echipa, nu că... Și dacă nu merge echipa, nu dai vina pe antrenor acum că nu merge echipa? cine dai vina? Nu a spus voi sau ai spus tu că ați acceptat să pierdeți campionatul. La nu momentul cam aceea, ăla n-avea de unde să știi că îl pierzi. Dar echipa mergea foarte prost. Echipa n-a mers. cu toate astea, ca să cu revenim astea, tu ai să-l păstrați pe, pe pentru Marius. Pentru că Marius fiind fiind idolul nostru, fiind adică aici când spui Marius Lăcătuș e altceva. Și îmi pare rău că o spun, îmi pare rău că o spun că la momentul ăsta mă uit pe anumite uh, site-uri de socializare și văd pe TikTok, în Cehal, apar imagini cu ei, cu domnul Talpan, adică ei sunt acum asociați cu domnul Talpan. Pentru că sunt lucruri foarte dezamăgitoare, cred că ați văzut și voi pe TikTok, cu împreună Marius Lăcătuș, cu Balint, cu... Bine, Miu nu avea și nicio dezamăgitor importan. aici, în Dezamăgitor că oamenii au început să lovească în ei. Adică nu mai țin că sunt foste glorii și că au făcut ceva pentru clubul ăsta datorită reacțiilor lor împotriva echipei noastre. Adică împotriva clubului unde tu ai antrenat, unde ai fost președinte, unde tu, pițul, că ai fost antrenor acționar. Deci nu văd de ce s-a De Iovan de Bumbescu, nu spui nimic? Nu pot să spun de Neafane de nea și de Bumbescu pentru păi că. Chiar să vă sunt activ ceva. la clubul. Și îți doresc o... viață lungă acolo. Și atunci, de ce nu pot să Pentru spun? Pentru că nu pot să spun nimic că acei oameni muncesc. Acei oameni sunt în academia aia acolo, muncesc cu copiii, cu toate că nu au posibilitatea atât de multă și posibilitatea de, de a fi lăsați. De a fi lăsați să facă ce știu ei. Și îmi pare rău că un băiat de 40 de ani, cât are ogărarul, nu lasă fostele glorii care sunt acolo să-și facă meseria, pentru că eu știu ce se întâmplă acolo. Lugarul care de asemenea a fost el uh, a jucat la, Aiax, a, de Gigi a Becali. la Ajax, a plecat la Ajax de la Mosoru sau de la Dâlga, nu știu de unde a plecat el. N-a plecat de aici, de la Steaua. A spus că el era Steaua. Pe de unde ai plecat? Nu ai plecat de la banii lui Gigi? De la salariile lui Gigi? N-ai plecat la Ajax de la Steaua? Dar pe valoarea lui plătită valoarea de Gigi Becali. Adică Dacă nu era Steaua și și te duceai în altă parte, mai plecai la valoarea asta? Ai jucat cu fotbaliști făcuți de echipe, cumpărați de, 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 Gigi și echipa făcută de voi care v-ați bravo vouă, ca fotbaliști. Că da, ești fotbalist, ajungi mare, nu? Corect, corect. Dar nu înseamnă acum că, domne, stai că e valoare. Valoare, da, ai venit la Steaua. Ai fost crescut de Steaua, că o e crescut de Steaua. El, Paraschiv, Aliuță, dar și oamenii ăștia au avut șansa lor, dar niciodată n-au venit să dea în, în clubul unde ei au, Dar nu crezi că această opoziție a oamenilor pe care ai numerat figuri celebre ale fotbalului are în primul legătură cu uh, Gigi Becali? Că nu-l. Uh, eu, părerea înghid, mea. Și de aia se răsfrânge atitudinea așa asupra echipei. Despre asta am spus și eu mai devreme, că aici nu este uh, problema echipei, este problema Gigi Becali. Ah, okay. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu, cred că sunt 15-16 ani. Am avut tot așa noi o discuție cu Gigi, era pițur antrenor. Și pusesem noi, împreună cu cei de la Peluza Sud, pusesem niște condiții lui Gigi pentru a fi liniște, ca Gigi să nu se mai bage la echipă, când a fost discuția cu pițurca, care zice că dacă se bagă, ia 500 de mii. Uh -huh. Da. Și, într-adevăr, Gigi a apucase să spună, dar nu să să critique jucătorii, nu, să a criticat ceva de genul de joc o chestie, că doamne, nu mi-a plăcut jocul da. și pițul că atunci a, a, ieșit public și a spus, da, ai spus că cu tare, că ce treabă ai tu să comentezi, că era discutat ceva de 500 de mii. La momentul ăla, noi ne-am strâns cu toții, ne-am dus la, ba, la ne dus la stadion, am intrat în sala de conferință de presă și Ajunsem la o înțelegere noi, Peluza Nord cu cei de la Peluza Sud, să-i punem anumite condiții lui Gigi că începuse să jignească fostele glorii pe Tudorel Stoica, pe... adică începuse să jignească pe toată lumea. La momentul ăla, noi am făcut acea listă de condiții și l-am pus pe Gigi să citească acele condiții public, cu presa, cu tot da, acolo. Da. Și să le accepte, probabil. Le-a acceptat atunci, pe moment, că după aia, după vreo lună, două, știți cum e. La Gigi, da. tace, tace, tace și după aia, po, chiar. Problema este că este el. n ce să-i faci. Singurul lucru care trebuie să contestăm opinia lui, l-am contestat pe el și a dat seama la un moment dat, iarăși, acum nu știu, văd că în ultima perioadă n-am mai jignit fostele glorii. Pentru că... Nu e într-o adormire din asta așa. Da, nu, nu, mai jignește. Aici a fost, a fost a, a, supărarea noastră. Că jignești niște oameni care tu ai cumpărat un club unde ei l-au ridicat. Acești oameni au ridicat clubul ăsta, au făcut cunoscut clubul ăsta. Așa. Tu ai cumpărat ceea ce iubește a, nu trei suporteri, cinci suporteri, iubesc milioane de suporteri clubul ăsta, datorită acestor oameni. De-aia eu niciodată nu o să nu să, să accept să jignesc vreodată vreo fostă glorie. Indiferent. Și Nea Bumbi m-a atacat pe mine în urmă cu un an și ceva. M-a atacat, am tăcut în gură, n-am zis nimic. Dar Nea Adriane, ai dreptate. Eh, discuția mea cu alte persoane mi-a zis, da, mă, l-am atacat, dar ce vrei să ai faci? Ai închis Da? pe n-ai cum să... Eu nu pot să ies vreodată să-l jignesc pe Marius Lăcătuș. Dar pot să-i spun două vorbe fără să-l jignesc să-mi dea și mie un răspuns, pentru că eu de mic copil, el a fost idolul meu, este, fata mea este născută în aceea zi cu el, da? Pe 5 de aprilie, în aprilie, da. da? Fata mea este născută, el știe, el știe e, foarte bine, în urmă cu ani de zile, eu am vrut să-l pun pe el, să-l pun nașul fetiței mele, era Jean Pavel atunci, uh -huh. e, șef de galerie, și zic, bă, fata mea e născută în aceea zi cu el, e idolul meu, că tu și n a fost să fie, asta este. Dar pot să mă adresez cu niște întrebări idolului meu, nu? Și nu să-l jignesc, de chiar ai... dacă el, chiar dacă el mă jignește vreodată sau îmi spune ceva Marius sau uh, uh, oricare din ei, îmi va spune ceva, ne afanește. Cu toate că știu foarte bine ce se întâmplă acolo la CSA și oamenii ăia de foarte multe ori și știu foarte bine. Mă aplaudă când spun toate lucrurile care Tacit. Da. Pentru că ea și tu, din urmă, cu un an de zile, tot ce declar eu de războaiele care se petrec la ei, acolo, și o să vezi că am dreptate. Dar Pentru spune tu ești, ești dezamăgit de oamenii ăștia uh, care... Sunt dezamăgit, Dintr-un motiv sau altul nu mai stă alături de această echipă din uh, uh, Liga I. Sunt dezamăgit că, din cauza unei diurne, sau din cauza unor afirmații al lui Gigi. Pentru că și noi am avut reacție cu Ducadam, când l-a dat Gigi afară pe Ducadam, pentru nu știu cât, 1.500-2.000 de euro care avea Ducadam pe lună. Sunt, și eu îi cred că există frustrarea aia și nervii pe o persoană care la un moment dat devine inervantă când te jignește, când vorbește, dar una e una, alta e alta. Echipa este echipă, nu poți să vii să spui că tu n-ai jucat niciodată la echipa asta și să vii să spui nu e mă asta steau, dar eu pe neafane și pe, pe Nea Adrian Bumbescu îi respect, își face meseria acolo pentru că știu foarte bine ce face la CSA, la acea uh, Academie de Copii, numai că repet din nou, nu prea sunt lăsați că există acolo da. un și mai mare ca ei, câștigătorul și a Supercupei Europei, Cine? o și, și cu miu. și Dar da. spunem, e unul care să aibă legătură profundă cu aceste culori în fața căruia a scos pălăria? Să spui, domne, uite. Da, îmi scot pălăria în fața lui Belodedici, îmi scot pălăria în fața... Haideți să nu mai dau, nu, că după, nu vreau a, să... Expui. Nu vreau că expun. Dar și... oricum sunt puțini, să știi. <coughs> sunt puțini, din păcate. Nu din nu, fericire. Nu știu sunt care puțin. Sunt cei, acei puțini. Păi sunt puțini. Belodedici, poate Ducadam, care a rămas pe o... Păi nu poate. Ducadam e ferm convins. Da. Ducadam. Adam. Uh... și dacă iei și din urmă și Marcel Răducanu care a, și a lansat cartea uh, acolo, Păi te întreb acum eu pe adică tine, că tot mai mai porbim. Iordănescu. Cu... Nu, neapoi eu știu unde steau. Faptul că nu i de satisfacție, stai liniștit, că eu știu bine. Nu, eu n-am că nu vreau știi. să vorbesc. Nu okay. vreau să vorbesc foarte multe, pentru că nu-mi place când eu am un dialog cu cineva și vreau să-l port doar eu cu tine și rămâne numai noi doi eu nu o să spun niciodată lucrurile, de la mine nu o să iasă, dar totuși mai făcut pe mine să-ți arăt un lucru și după aia să vii să-mi spui de acea lansare ce ai spus tu Carta Asta... lui Marcel Roducanu, nu? A, despre aia era vorba da. Bun Imediat, cu toate că n-ar fi trebuit dar... Bă, o exclusivitate dă fiecare când vine aici Bă, nu, e, nu... nu e vorba de exclusivitate, dar sau... ca să înțelegi un singur lucru yeah. Deci, te rog mult de tot ce scrie aici? Acu e profilul ăsta. Da? Acel Răducanu scrie, da. da. Bun. Poți să arăți? adică... Imediat, e, imediat. E bine să arăți și la cameră. Lumea... Nu, nu, nu. pentru ah. că vreau să... Nu vreau. Da. Ce primesc eu în fiecare dimineață și seara? De la Marcel Răducanu. Poți să spun ce primești, nu? Ca după aia să nu mă acuz că... Nu, e... nu, 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 nu. Inimioare roșie albastre. Inimioare roșie albastre îi trimit eu și el. A, ah, el, noapte, tu îi Da? O seară plăcută, cu tare, dimineața la cafea, da? Păi și e rău în asta, nu e păi zi... Nu, 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 ca să vezi că eu știu ce vorbesc și comunic cu, cu omul ăsta. Iar mie mi-a părut cel mai mult, mi-a părut rău. Da? Și reține, nu vorbim de, de o lună, trei luni, cinci luni. Da, da? Constant, constant, vorbim constant. Da? Ultima a fost, pare mi se că ieri. Nu? Luni. Da. Luni, Al ieri a fost, da? Bun. Problema este în felul următor. Noi, dacă vorbim anumite lucruri, mie îmi place să. Și mi-a părut foarte rău, mi-a părut rău când. Marcel Răducanu a venit să-și prezinte cartea și eu n-am știut lucrul ăsta, că dacă știam, ce luam bă? imediat legătura cu el. Ce bă, eu anulai acțiunea, nu. ce făceai? Să o facă unde sunt milioane de suporteri, nu unde sunt 300. Păi aia a fost lansare de carte cu 300 de oameni, 500 de oameni pe stadion? Ce supăra pe mine? Nu cred că au fost 300, mai puțin. Păi am fost acolo. Nu știu. A fost puțin. Domnule, eu am dat un număr. Da. Poftim 2000. Nu mai puțin, nu mai mult. Domnule, eu spun 2000. A, mă rog. 2000 de oameni. Marcel Ducanu este persoana de 2000 de oameni? Când dacă noi organizam lucrul ăsta și eu n-am știut și îmi pare rău, i-am și spus-o, îmi pare rău că n-am știut lucrul ăsta. N-am știut. Pentru că dacă știam, eu mergeam și insistam să-și prezinte cartea într-adevăr în fața suporterilor. Și nu 2, 3, 5, da? În fața sute de mii de suporteri sau zeci de mii de suporteri care ne strângeam la meciul respectiv. Că toată lumea venea atunci pentru lansarea cărții lui, da? Nu să-l te duci, domnul Florin Tarpan, să te duci să faci chestia asta, să-și lanseze, într-adevăr, pe stadionul Ghencea. Dar în fața cui? În fața cui? În fața la 2000 de oameni sau 1000 de oameni sau cât vrei tu, mi se părea corect ca Marcel Ducanu să aibă o susținere din spate a multor oameni și a multor suporteri, cu toate cu oare. Dar ce ai spus tu atunci când ai văzut <coughs> meciuri susținute de steaua cu galerie da. E ce să numai? Eu nu, stau, steaua păi... da. păi e Păi, nu, vă eu stai, ce stai, da. stai, nu stai, stai, pe uite, vezi, eu acum am spus, vă obligă legea să spuneți ce se ia. Rețineți păi că vă și nu obligă... trebuie să ascultăm de lege. Dacă da, nu ascultăm de lege, de da, ne ascultăm noi în țara asta? Nu obligă legea să nu mai spunem Dar noi nu te-am cenzurat. Nu, nu, nu. Eu nu o să te cenzurez. Dar eu o să te cenzurez pe tine să spui ce se ia înainte. <laughs> da. <laughs> nu, da. Da. Bun, Corect, okay. așa se numește. Da. Dar ce spui când ai văzut meciurile cu Dinamo, de exemplu, având această echipă o galerie foarte numeroasă, nu 2000, foarte cine? numeroasă. Steaua. Ce se -au? Da. Stai două secunde. Hai să nu confundăm. Hai să lămurim și problema. Uite, asta. ultimul meci de pe Gencia cu Dinamo. Hai nu ți-a plăcut atmosfera ca să... suporter de fotbal. Nu ți-a plăcut atmosfera? Două secunde. Da, te rog. Mi-a plăcut atmosfera făcută de Dinamo pentru că acolo era tot stadionul Dinamo. Nu e Despre adevărat. ce vorbim? Nu e adevărat. Vă spun nu. eu. Păi am fost la meci. Eu știu că ai fost, că și eu am văzut meciul la televizor, da. dar nu am nu interesat. Și acum pe Arena Națională când a bătut Dinamo, a avut stea o galerie destul de numeroasă da, cu scenografie. -mă puțin. Nu pot să negi astea. Corect. Să neg nu, neg, dar nu le neg. Doamne ferește. Dar te întreb și eu la 16 brigăzi și cu cinci care le mai aduci după afară, sunteți 2000? Pe cum 2000 sunt mai mulți? Pe... în peluza aia intră mai mult de 2000. Pe și cum? N-au fost mai mulți. Pentru că, dacă te uiți clar, nu au fost sectoarele tampon care au fost acolo, pentru că eu cunosc bine peluza aia. Da? Au Asta avut 4 patru da. sectoare Asta pe a da, chiar o cunoști. Au avut patru sectoare, uite-te pe imagine. Patru sectoare au avut uh, uh, ocupate, da? Și ia facem comparație puțin. Ei sunt pe brigăzi, da? de, definește... adică grupuri. Ah, da, ok. Da? Facțiuni? Da. E mai bine, da? Da. 16. Da. Faru, 17. Uh, Uta, 18. Uh, cine mai e? Uh, nu, uh, nu, 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 nu. Acum le-a venit Corvinu. Uh, Dar Cred că și ei au fost la meci. Corvin. Care li se alătură, nu? frăția nu? lor, da. A, frăția. frăția din lor. București. Da. Nu, din București, din țară. A, din țară. Da. Uh, ce se uh, uh, iar, uh, nu mai știu cum, uh, din, uh, din Olanda. Uh, neg Neg ne Da, Neg Și eu, <inaudible> yeah. uh, <carro> <inaudible> la mine nu vine nimeni, eu mă susțin singur. Nu vine, nu? P ce frăție am eu cu cine? Da? Și dacă stai să te uiți foarte bine, că ai zis că ai fost la meciul cu Dinamo pe Being, <inaudible> Wel, ce -a Am fost. Pe ia, vezi de ce s-a golit, de ce s-a golit, golit uh, stadionul așa repede? Pe când bați pe Dinamo, Pleacă lumea? Păi pe uite. cum să plece? Nu păi uite-te pe imagini. Uite-te pe imagini cum tribuna a doua se golește. Cum? Și de ce-s acolo? Ii răspunde tu. Păi de ce? Păi nu Erau cumva de la, de la CSA? Erau de la CSA, nu? Bas, pe, bas cu Dinamo cu 3-0 sau câte i-a bătut? Da. da. Și pleci acasă? Nu stai că vine echipa și vă aplaudă și vă mulțumește că i-a susținut? Păi ce vrei să se ducă să-i aplaude pe ea de la Dinamo? Păi e plecat! <laughs> Da. despre asta să, adică nu neapărat, și să uh... vedem acum ce derby bun, a jucat cu Dinamo cu toate că Dinamo le-a făcut niște mesaje le-a dat ce trebuie da, la mesaje. Păi și vă v-a dat cine? De-a lungul timpului cine? Din, din păi de-a lungul timpului cine? când era cu, timp. da, da, cu toții da, da, păi da, 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 corect. Da. pentru că oamenii ăsta că dar lor cine, cum să crezi tu că asta este steaua? Știi că se scoate uh, nu, nu vreau să transformăm tot podcastul ăsta într-o dispută Steaua-FCSB la nivel nu, de galerii. Uh, nu că n-aș vrea, că nu-mi e frică de nimeni, da. dar uh, vreau să te întreb și altele uh, și atunci am avea nevoie de vreo patru ore la ce debit ai. Uh, dar știi că se face un film despre uh, aia cu Manchester City? Știi? Uh, hai să spun ceva. Uh, prima oară e gratis, se numește. Fii atent. Dar știi? Da, prima oară e gratis, e treaba lor. Fii atent. Și vreau să fie din partea mea o corectitudine, dar și în partea ta și din partea Multor oameni care gândesc și cred, din punctul meu de vedere, dacă ești corect. În momentul în care s-a a jucat Steaua cu Manchester City, da? Da. Ce galerie a avut Steaua? Cum ai că ce galerie a avut? Fapt, ce te spune -mi și mie cine era în peluză la ora aia? Nu mai țin minte, recunosc. Nimeni. Chiar nu mai țin minte. Da? Erau 3-4-5 copii care venise pe timpul la și mai mult la meciurile, lasă cu City, la meciurile în general, veneau uh, vreo 20, 30, 40 de copii care erau pe acolo. Dacă vrei să faci ceva, fă-o când este galeria acasă. Că eu nu eram acasă. Dar da? de ce? Asta nu mai ți minte. Și că nu, nu joc teatru. era nimeni acasă. Dar de ce? Pentru că atunci era o hotărâre. A, da. nu, 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 Sau de Dacă ce? ne aducem aminte cu toții, pe mine m-a arestat în 2014. Uh, Discutam la telefon, discutam cu liderii uh, Peluzei atunci și uh, să luase o, o hotărâre, la momentele respective, să luase o hotărâre între Peluza Sud și Peluza Nord. Și au căzut cu toții de comun acord, să spunem așa. Domne, până nu se rămurește situația cu, cu uh, uh, clubul, ce e cu numele, ce e cu palmaresul, ce e cu astea, nici noi nu ne ducem acolo. Nici voi, nici noi nu mergem aici. Adică nu mergem nici colo, nici acolo. Aha. Da? Deci a fost un pact, așa. Un pact făcut între Peruza Nord și Sud. Respectat. Re nerespectat. nerespectat. Nerespectat din partea lor. Pentru că ei s-au dus la Sud, și iar ăștia, Nordul nu s-a dus nicăieri. Și da? atunci cu City ați rămas și -au acasă? A rămas toată lumea acasă. Plus, de asta a făcut niște copii, peluza, nu știu cum, făcuse peluza roșie-albastră sau ceva de genul. Da, 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 da. Sunt da, da. niște copii care au fost în peluză săraci, că țin cu steaua și știu și ce a zis. Haide să încurajăm și noi echipa. După care acești băieți s-au dus la Gigi, domne, vreți să facem și noi uh, uh, coregrafie? Și că cu tare. Gigi, faceți mă că nu mă interesează. A deci tu spui acum că eu au profitat de faptul că nu era pisica acasă. Păi, Haideți să luăm imaginile. Da. Ei știu lucrul ăsta. Și le-a fost mai ușor. Le-a fost foarte ușor. Pentru că faci coregrafia de la stânga la dreapta sau o faci din peluză cealaltă? De la tine, din peluză. De ce nu vin să o fac acum? Au făcut-o la a doua atunci, scenografia. Păi, au făcut-o la a doua. Dacă erau puțin mai deștepți, ca să nu fie și ei cunoscuți în Europa. Pentru că ei ce au făcut să cunosc acum, vezi, doamne, doamne, ne facem și noi, Dinamo, cunoscuți în Europa, că ei săraci n-au mai jucat, să pregătesc de Champions League, de... dar acum au venit, în... au venit înapoi în Liga 1 și să pregătesc de, din nou de B. problema este în felul următor. A, de ce n-ai făcut-o la următorul meci? Că aveați tot cu noi, că n avea Dinamo imediat următorul meci? Ba da. Și atunci puteai să spui că ai făcut-o beton. Dar ca să o faci în Europa League, să, o faci, să te faci cunoscut în Europa, e cu Treaba lor păi au nu, că nu mai avea farmec dacă o făcea la meciul lor... cu voi, n-avea farmec. Nu știu. Pentru că ei deja știa lumea atunci ce că ar fi să fost e? la meci dacă era cu noi, logic. Na, be, pe, nu știa nimeni, dacă, da nu era nimeni cu... dacă nu era nimeni acolo, te întreb eu ce să faci? Dacă stau la Gigi și Gigi le-a zis, tu ce să aici, că nu vă dau un bani, plecați de aici, e treaba voastră, faceți ce vreți, nu mă interesează pe mine de galerie. Da. Au primit verde. Nimeni nu a verificat, bă, cine face coregrafii, bă, e vreun dăsta pe aici, e vreun lider. Nimeni n-a fost, pentru că noi rămăsesem pe poziție că nu mergem nici la acestea, nici. Dar cum ai reacționat când ai văzut? Era închis, nu? Da, da. Eram, și cum ai... Tu îți dai seama că a rămas blocată și bă, ce trec să fac ăștia acolo? Bă, cine, vezi? adică... Nu -a căzut... care... bine, nu ți-a căzut. Nu mi-a bine, corect, adică nu poți să scadă bine când vezi lucrurile astea. Dar deși se după aia bancuri, cum sunteți, cu cine cu Dinamo, cum sunteți voi cunoscuți în Europa? Joacă steaua cu City. <laughs> <laughs> înțelegi? Hai că asta a fost bună să-mi iau Ai de la Dinamovici, dar, nu, dar e nu o glumă, e glumă dar, nu... bravo lor, e o glumă. Da îți dai seama că asta a ieșit bancul pe tema asta. Frate, bravo lor, au făcut-o, au simțit că nu este nimeni acasă, au făcut-o, că poate și eu mă ducea capul să o fac. Da? Sau să fi făcut altceva. Dar n au făcut-o, este treaba lor. Dar n-au făcut-o când spune era acum, acasă, cum se spune. Da, spune acum despre voi. <clears throat> Ce putere mai aveți acum la club? Pentru că senzația mea, că... cunoscându-vă și cunoscându-te, că ați căzut mult în putere. O orică nu, v impus Gigi, nu orică v-ați impus ceva? voi Adică ultima nu. oară când v-ați făcut simțită Prezența, și nu mă refer la nivel de Galerie, de manifestare în tribune Ca voce, ca voce... A fost cu Edi Ordănescu, când nu v-ați ținut de cuvânt Cu Edi, ba da, ne-am ținut de cuvânt cu Edi Ordănescu Păi ați revenit ulterior Pe nu, ați revenit nu pot să, po să lași echipa Adică eu am ce am cu Gigi Dar nu, echipa n-am cum să o las Pentru că asta înseamnă Să vin Iuna? să țin cu steaua Doar de rezultate Nu Problema a fost atunci cu Edi Iordănescu. Noi ne-am susținut poziția, a fost discuția și cearta între mine și Gigi, care știți foarte bine că atunci erai la Digi. Păi nu, sunt, sun Da, era la Digi. Era în emisiune, pare emisie, când a fost eu, m-a prins voi pe mine, cu vorbeam știu. cu Gigi la știu, telefon, știu, 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 să vândă echipa. Știu, da? știu. Adică discuțiile și show-ul meu cu el a fost în care să vândă echipa. Da? Ceea ce v-am demonstrat și voi atunci, Bă, eu insist să fac anumite lucruri, dar nu o să vândă. Da? O știți. La telefon, când i-am spus, nu o vinzi. Nu mă adun bani în 10 milioane. Bine, mă ți aduc bani. Nu o vinzi. Dar răspuns la hârtie. Nu o vinzi. Și ceea ce nu mai sunt eu implicat, au fost alți oameni implicați, care el a spus că o vinde de bunăvoie, fără să-i mai zicem noi nimic, și s-au dus oameni să. Știu că tu erai. Uh... Da? Și când s-au dus oamenii să cumpere, mi-a zis, dufopnicul să nu o vând. Și o cumpărau? Oamenii care s-au dus acum, Ilie Dumitrescu a, a recunoscut-o și el. A venit Ilie Dumitrescu cu oameni. Preote, A preotese, au da? mai fost, a da. mai fost, nu era știu ce, Sheik, nu știu ce Sheik, cu bani mulți, a fost ca să o cumpere. Da? Asta și... nu s vrăjeli cu Sheici. Cele nu, mai nu, multe ori, asta cu Sheici în România. Nu, 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 nu Au fost nu, vrăjeli? Nu, nu. Deci, eu vă spun cu siguranță, pentru că cine cumpăra echipa la momentele alea era tot din zona respectivă. Dar știam 100% că nu vinde. Știam, zic, bă, sunt curios dacă 10 milioane la ceea ce, ce condiții punea el. Nu vinde. Și v-am demonstrat că nu vinde. Dar, ca să revenim la subiectul care ne interesează pe noi foarte mult și să spunem de reacție, de putere. Noi am avut o discuție la nivel de conducere cu Meme, cu jucătorii. Și le-am spus așa, aveți toate susținerea noastră. În momentul în care echipa era în colaps. Ne aducem aminte că am, tot așa, eram pe locul 10, 12, nu mai știu. Dar când eram. asta? Când? Anul a, nu sta. ok. Da? da? da, da, După care a venit discuțiile între noi, domne, hai să susținem, mai să facem, mai să putare. în sfârșit. Pe la momentul când noi am hotărât să încurajăm echipa, până la meciul cu CFR, tu puteai să contești ceva? Dar vreau să fii sincer. Până la meciul cu CFR, când ai putut acasă CFR-ul, cu 40.000 de oameni. Puteai să contezi ceva? Nu. Nu. Atunci, eu pentru ce nu trebuia să-mi susțin echipa? Trebuia să-l să, să contest pe Gigi, când echipa mergea bine și nu puteam să afectezi echipa. Da? Dar, a doua etapă, având cu. următoarea etapă, având cu farul, și noi toți am rămas blocați. Ca la 2-0, să iei bătaie, să pierzi campionatul, să fii la 45 de minute de campionat reacția noastră a fost blocaj. Adică, după ce eu am fost la bază și am discutat cu cine trebuie și am spus, băi, ce s-a întâmplat, ceva a fost. Și mi se spune, ca să nu mă feresc, am vorbit cu Pintili. Ui, Pinti, ce s-a întâmplat? ce s-a întâmplat, mă, frate, bă, la pauză? Băi, a schimbat ăsta, doi jucători. Bun, sunt de acord. Bă, dar alții care intră, care au intrat, ce se întâmplă? Că până la urmă ești fotbalist. Nu? Dacă ești fotbalist, joacă-mă fotbal. Corect. Duc, te bagă la 10 minute, o sfert de oră, bă, furează, rupe teren. Așa e. Arată! Că da ai aici la steaua, da ai primești un salariu mare. Dar când intri pe teren, tu ce faci? Intri pe teren cu gândul că stai, mă că mă scoate la uh, minutul 50, în uh, minutul 50 te scoate. Dar până minutul 50 rupe. Joacă fotbal. Pentru că după aia nu mai poți să te numești fotbalist, te numești jucător. Pentru că fotbaliștii e cam greu să-i pronunți. Ca fotbaliști. Și tu, în minutul 50 sau 60, când ai egalat ei. Nu? Cam așa, da, 56. Nu. Sau nu știu cât. Pentru că eu n-am -am intrat la meci. Eu n-am intrat, eu am stat cu ceilalți suportări afară. Și totuși, încă o șansă ca să se decidă meciul la Cluj. În cruș, ultima etapă. Sau în ultima etapă. Păi nu, aia era ultima etapă. Bun. Reacția mea a fost una clară. A nu da satisfacție la nimeni și a pune punctul pe ei după ce se termină campionatul. Pentru că șansele pe care noi le-am dat până acum, nu le mai vor vedea niciodată în viața lor. Din momentul în care s-a luat o hotărâre la nivel de Peluză și am hotărât împreună cu ceilalți lideri, am hotărât clar, susținere zero, acum? Da. Susținere zero. Din momentul în care se începe campionatul și nu se face echipă, și noi simțim că nu s-au dus jucători, indiferent, vorbesc la nivel de conducere, nu. Uh, evit pe nimeni. Pe care? Cu conducerea unul singur om? Nu. Nu. <laughs> care? nu. Nu, 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 Stai puțin. Păi asta, da. Nu e așa. Când spun la nivel de conducere, toți decid acolo. Pentru că știu foarte bine. Toți decid, spui? Da. 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 Și când spun asta, mi-asum. Păi, să asum, dar da? nu știu care sunt ăia toți, în afară de Gigi. Fiecare care răspunde, ba da, nu, Gigi, Gigi răspunde el ultim. Da? La nivel de transferuri, pare rău să o spun, cine se va ocupa Meme, că e argăseală, că e nu știu cine, vor răspunde cu toții. Asta sună amenințare. Nu sună, nu, vor răspunde. Pentru rezultatele proaste. Păi în fața voastră? Păi normal, nu trebuie să răspunzi în fața suporterilor. Îți place când vii și spui că jucăm cu 40.000 de suporteri și câștigi 700.000? Îți place când spui lucrurile astea? Ne-am văzut că da. Dacă îți place, atunci dă-le și lor satisfacția lor a suporterilor. Ce faci tu? Nu vii că să spui am stadionul plin, fraierii încurajează și eu încasez. Dar nu le fac și lor echipă? ca așa a promis. Gigi așa a promis. Iar acum, dacă noi observăm că se fac, că știu care sunt transferurile și să dea Dumnezeu să se realizeze și să dea Dumnezeu să nu se mai îmbrâlige anumite lucruri, ca să ajungă jucători la noi. Mm -hmm. Și reține, ce ți-am spus acum când dai drumul la emisiunea asta pe canalul de YouTube, o să bubui. Păi, de-aia da? te am -ai, de chemat. Da? A bubuit deja. Deci stai cine nu a avut jucătorii aia. Pentru că sunt jucători care uh, trebuie să ajungă la noi. Și cineva uh, pune un pic de frână, aruncă o vorbă ca să audă Gigi. Pentru că Gigi este persoana și omul repede influențabil. Dacă lui Gigi i spus că uh, Vasile e super fotbalist, să uită un pic la el, a făcut două, trei faze, beton. Dar, de fapt, valoarea lui e zero. Și de tem de Dacă astfel. cineva, nu, le-am văzut păi nu, 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 și știu am tăcut că le... din gură, dar, dar de-aia spun, Peluza nu mai dă nicio clemență. Indiferent de prietenia care o am. Clar, am prietenie și cu Meme, și cu Nea Valear și cu Pinti, și cu, cu toți. Dar gata. Stop dacă crede, cred ei în mintea lor că noi suntem doar de imagine și doar să umplem stadioanele și doar să venim să la susținere precum ei amici la școală, aplaudă. Să înșeală. Anul ăsta nimic nu mai merge. Indiferent cu riscurile cu riscurile pe care noi, suporterii, le, ne le asumăm. Ce înseamnă riscuri? Adică la ce te referi? La... Din toate punctele de vedere. Și să ne luăm interdicții, și să ne asumăm. Deci, seama că violența nu pot încoace. Nu facem aici. violență. Nu prin violență. A, că nu înseamnă să-mi iau interdicție prin violență. Dau 20 de torțe în teren, 30 de torțe, nu înseamnă violență. Păi nici asta nu e permis, știi foarte bine. Dar mi-asum. Risc să fiu interzis. Să fiu văzut pe cameră și să mi se dea interdicție un an. Și amendă, nu? E violență? Poate torța aia lovește un jucător. Pe nu, că suntem foarte atenți. Mm. Suntem atenți și suntem responsabili pe ceea ce facem. Deci, practic, voi vreți să le stricați meciurile, să vă răzbunați nu. astfel dacă echipa nu merge. Asta e ideea, nu? Păi dacă ni s-a promis ceva că opt ani de zile suntem campioni. Suntem campioni, nu știi? Ba da. Ba da, suntem campioni la locul 2. Hegemonie. Nici o echipă, nu, 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 în Europa. Ia, făți o statistică, faceți voi o statistică, Asta, că eu am făcut-o, da. am căutat. Nici o echipă, 8 ani la rând, ieșit pe locul 2. Din Europa. Uitați-vă că cum uitați-vă pe ce site-uri vreți voi. Nici o echipă din Europa, 8 ani la rând, -a ieșit pe locul 2. Luați voi și faceți voi statistică, că este presă. Ia vezi, e vreo echipă care a ieșit 8 ani la de așa zile. Așa, la prima vedere, cum se spune, nu, nu mi-aduc aminte. Ca ba, poate au fi fost 3 ani, 2 ani, 5 ani. Dar 8 ani? Dar 8 nu. nu. Păi, și atunci ce facem? Știm să venim să spunem. Eu am muncit trei ani de zile să pot să aduc suporteri la stadion. Trei ani de zile. Să le dau suporterilor exact ce trebuie. Să le arătăm că suntem alături de echipă. Să le arătăm că suntem alături de jucători. Că suntem alături să facem o echipă cu toții. Să fim, să mergem spre campionat cu toții. Dar văd că noi suntem uh, aleșii locului, locului 2. Nu merge. Nu mai merge. Asta este o. Nu e locul 2. Să bat, că acum nu mai se bate nimeni la locul 2. Ne bate numai noi la locul 2. De 8 ani de zile numai noi ne bate. Că nu are nimeni șanse la locul 2. Și ei știu asta. Da? Să bat la locul 3, locul 1. Locul 3 și locul 1. Că locul 2 e al nostru. Nu așa. Deci... Bie, ironia ta e uh, foarte uh, profundă, dar ascunde păi și... Că poate să înțeleagă cineva. Dezamăgiri și frustrări și evident, supărări. Evident. Deci eu... Eu... Uh, ca să fiu clar pentru toată lumea. Eu n-am plâns când am fost condamnat 13 ani de pușcărie. N-am plâns. Asta e, mi-am asumat, am zis, nu e nimic, sunt tânăr, o duc. Cât am plâns la meciul ăsta, la far. Ai plâns? Pe cum să nu? Pe dacă eu stau afară cu suporteri, cânt afară cu suporteri. 2-0 pentru noi, și la 3-2 n-am mai, mai rezistat, am zis, nu se poate așa ceva, nu vine să cred ce s-a întâmplat. Și a doua zi, a treia zi, de fapt, am fost imediat la bază. Ce s-a întâmplat? Toți erau morți. Toți jucători. Morți. Mai morți. Adică, păi -am, bun... -am, făcut și un live cu ei. Am văzut, Băi, da. ce s-a întâmplat? Băi, ce sunt? Nu știm, nu știm, nu știm. După care vorbesc cu Pintili, când n-am apucat să-ți termin chestia cu Pintili, și spune, băi, nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Băi, am intrat în vestiar și le-am spus, băi, băieți, sunteți la 45 de minute de campionat, de să fiți campioni. Pentru că 45 de minute mai stătea. Așa e, da, conduci, da? conduce, conducea. rapid acasă și era. Sau măcar egal. Dar nu, dacă erai campion la 2-1, erai campion. Dar tu din minutul 25, 20, sau da, cam așa, 20, tu nu ai mai jucat nimic. Blocați ceva, s-a întâmplat acolo. Și mi-a zis, băi, eu le spuneam, băi, stai la 45 de minute, musta de, 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 pur și simplu, nu mai știu ce să facă. Păi, la 45 de minute să fiți campioni. Și toți stăteau așa cu capul în jos. Păi ce ai mă, mâncava? Și m-a băgat cineva, ceva în mâncare. Ce s-a întâmplat? Adică o chestie care, pentru tine, nu pentru noi, suporterii, pentru tine ca fotbalist, trebuia să-ți iei campionatul. Pentru că n-ai nimic în palmares. N-ai nimic în CV-ul tău. Vrei să pleci afară? Să uite la tine. A, ah, tu ești abonat la locul 2. Așa e. De ce? Adică sunt lucruri pe care nici ei nu le înțeleg. Unii din ei sunt copii îmi pare rău, anul ăsta nici noi nu mai înțelegem. Am acceptat, trei ani acum, de când am venit eu acasă, am acceptat. Hai, mă lase, hai, mă lase, hai, mă lase, dar nu se mai poate. Pentru că am constatat cu toții că noi am, de am devenit decât o carne de tun care noi să venim la stadion, Manip să umplem stadionul, să curajăm echipa, să vale, dar în schimb, respectul nostru este zero. Adică pe noi, mai puțin cu respectul la noi, decât dacă sunteți băieți buni, stați acolo, cântați, încurajați-ne, nu ne înjurați, că nu e bine, pentru că ne stricați moralul și nu e bine. Nu, se va simba lucrurile astea. Dar susținere zero însemnând ce? Adică ai spus de, de episodul cu torțele, apoi că susținere... nu, mai, nu mai veniți la meciuri sau ce? Venim, nu mai venim, vedem. Dar în momentul în care noi vedem că nu, echipa nu joacă, transferuri, și nu se joacă fotbal, de momentul ăla noi nu mai avem cum să-i spunem, haide-mă că încurajăm la 1-1 sau la 1-0 pentru uh, adversar uh, sau 2-0 pentru adversar să cântăm, știi, ca să. Știu, păi, noi suntem suporteri adevărați, noi încurajăm și la 2-0 pentru UEA. Și luăm bătaie. Nu. M-a săturat. Păi, dar nu mai poți. Sunt 3 ani. Sunt 3 ani de când sunt eu acasă. Și sunt 8 de când Steau nu mai a nimic. Și atunci, dacă voi... Dar cum ai spus și tu, și asta se vede, că în ultimii ani masa celor care fac parte din Peluza Nord s-a mărit păi, foarte mărit mult. Pentru că oamenii au văzut. Oamenii au văzut ce facem noi. Oamenii au văzut ce muncim. Da? Atragem oamenii la stadion, să vină oamenii alături de noi. Păi și noi ce facem? Noi decât aducem lumea și ce satisfacție le dăm. Locul 2. Băieți, atenție mare, avem locul 2 pregătit. Cu Stagi vedetele Coman, Popescu, ai vorbit? Nu sau? am ce să-i spun lui Coman în contră, eu am mers la Coman, mi-am cerut scuze în numele suporterilor, pentru că la, la Constanța Coman a fost înjurat degeaba. De voi. Da, de o parte. De o parte din băieți au fost înjurat, nu de toată galeria. Eu fiind afară. Dar de, de ce, ce n-ai intrat? N-am intrat că am stat cu suportele așa. Am promis că dacă rămân suportele afară, voi rămâne cu ei. Și am lăsat un băiat care s-a ocupat înăuntru de galerie. Dar nu merita Coman înjurat, pentru că a jucat de la meciul cu sepsi, dacă nu mă înșel, meci de meci cu infiltrații. Meci de meci cu Și nu, chiar nu mai putea. A zis, mă rupeam de tot, adică nu mai rezistam. Nu puteam să mai calcăm picioare. Săracu și săracul și-a făcut treaba în play off <coughs> Și-a făcut treaba. Datorită lui a ajuns aici. Da, pe el Datorită el, lui a ajuns pe, în play-off. Pe ceilalți nu i luat în primire? Sau? Am văzut că nu, ești la bază mereu nu, cu telefonul, discut cu ei, Singur care eu, eu, Le faci marcaj? Am fost singurul care am a fost Florinel, a fost singurul care am cerut scuze în numele suportelor în A rest? fost înjurat. Restul pare rău. Îmi pare rău. Dar anul viitor vorbim calendaristic de de fotbal? Da, da, am înțeles. Anul viitor, ne pare rău, dar nu va mai exista nici măcar 1% clemență. Dacă nu cred că au venit la steaua și îmbracă tricoul ăla pe ei și cred că uh, și a 15-20 de mii salariu și nu e nimic, am o scoate gigi la pauză și gata, ah, ia te mă fac și eu pe supăratul. Da. Dar tu nu crezi că ai atât... 20 de minute dacă te bagă pe teren. Da, corect. Dar tu nu crezi că ai atâta experiență da, și dacă nu te pricep deloc la fotbal, ceea ce nu e cazul tău, dar vorba vine și tot înveți după atâta uh, timp. Nu crezi că exprimarea asta echipei și lipsa de rezultate au legătură cu faptul că echipa asta nu are un antrenor adevărat? Și voi eu iată, sunt de acord. Nu mai susțineți asta. Eu sunt de acord. sau din contră, susțineți practica asta. Nu. Eu, eu am uh, discutat cu meme, păi, și eu vă spun un lucru. N-am nimic, nu l-am cunoscut, nu l-am văzut în viața mea pe păi, uh, Elias. Uh, Elias nu știa cine ești. Ascultă. <laughs> în da, posta da. În nu, în ăla. A zis la. dacă are voie. Nu că nu știa. Știa, a, cine, okay, sunt. Da. știa cine sunt. cine sunt, Numai okay. că da. a cerut permisiunea, dacă are voie prin contract, să apară în altă parte, pentru că în contractul lor spune clar că nu au voie să meargă la televiziuni sau Știu. ceva de genul. Da, da? Așa. Și el nu știa. Dacă are voie. Dacă are voie. Și atunci a cerut permisiunea și a zis... Deci spune că de nu l-ai cunoscut personal. Da, sau nu l-am cunoscut Așa. personal până în momentul ăsta. Eu ce am văzut, îți spun sincer, ca antrenor, împreună el cu Pintili, eu zic că fac o echipă bună, din punctul meu de vedere, numai că noi nu trebuie să ajungem la situația că antrenorul nu-i lăsat. Că lucrează foarte bine cu jucătorii și după antrenament. Exact stilul luă roiu sau la ureghe când rămâneau jucătorii câte 20 de minute, o jumătate de oră după antrenament, la executarea loviturilor libere, el cu ei, cu pintilii. Asta vedeai și atunci pe vremea lui Oli. Asta vedeam și atunci. Ok. Problema nu e aici, domnilor. Problema e, ca să înțelegă toată lumea, poți să-l aduci pe Mourinho. Dacă primești telefon și ți-a făcut două schimbări pe care... Nu vrei să le faci? Nu vrei să le faci? Ce mai poți face tu, Mourinho? poți să facă nimic. Decât să, facă, să nu facă schimbările și să pleci pe drumul tău. Să pleci de tot. Da? Dar în rest, la ora asta, te întreb eu, ce antrenor poate veni la steaua, părerea mea, în afară de Ola Roiu, care cu siguranță nu are cum să se bage peste, peste Oli, că știu bine, nu se poate băga peste Ola Roiu, sau că și peste Reghe s-a băgat. Adică mai discuta -a băgat, nu? Să mai băgați, dai seama. Da? Sau, Acești oameni, acești oameni, ceea ce făceau și cum îl aduceau pe linia de plutire, îi spunea, stai puțin că l-ai accidentat. vezi că pe ăsta îl bag în repriza a doua ca să nu se rupă. Eu știu toate astea. Gigi așa era păcălit. Păi bagă pe ăla, că ăla, e, ăla trebuie promovat. Că fiecare antrenor, da, da. Fiecare, fiecare, patron caută să-și... Asta da. da. Asta da. Și astea sunt practici nu numai la noi, în toată Europa. Da, da, să-și promoveze un anumit jucător. nu sunt vizibile, ca la noi. Nu dar sunt vizibile el, ca la noi și expuse în presă. El trece de bariera El nu asta. mai -l interesează. Mă, nu, dar trece de bariera asta. El trece de barieră că spune bă, și rețineți, Ies doi, eu, intră eu doi. știu foarte bine, eu știu foarte bine, nu el trimite echipa, echipa să face cum trebuie, după care la schimbări se implică. Da? Toată lumea știa. Toată lumea știa asta. Nu mai e nimic de ascuns sau să venim noi să spunem acum, domne, vă știu eu, sigur, nu face Gigi. Pe păi și nu dăunează asta ca să ne dăunează mai Dăunează grav și sănătății, nu neapărat dăunează. echipei. Da? Și... Problema este în felul următor. Dacă faci echipă și vrei să-ți faci schimbările tale și vrei să faci tu ce... adu echipă ca să schimbi pe ăla, bagă-l pe -la pe cine vrei tu, dar să aibă aceeași valoare. Să aibă valoare să joace fotbal. Alfel, a doua antrenor, antrenor cu experiență, a doua antrenor cu personalitate în primul rând, pentru că eu la ce mi-am auzit de la Bănel Nicoliță că a spus că i-a povestit un jucător ce se întâmplă până în vestiar. Păi tu trebuia să aud de la Bănel, nu e de atâta vreme acolo? Eu asta spun, că ceea ce vedeam eu nu prea era așa ce, ce a spus Nicoliță. Adică că eu nu pot să stau non-stop în vestiar, poate să întâmpla ei, mâine, poate să întâmpla întâmple mâine. Adică eu din tot ce vedeam, că mă duceam în fiecare joi acolo, mă duceam marțea, unde aveam desemnat tricouri pentru copii cu dizabilități, unde jucătorii îmi semnau tricourile să pot să fac cadouri și surprize la copiii cu dizabilități. Și nu vedeam aceste lucruri. Puteam să văd dușmăniile de... din contră, vedeam atmosferă între ei. Râs, omranii, făcea numai glume frumoase între ei. Cum... Adică erau niște lucruri frumoase între ei. Și dintr-o dată să apară bănel cu chestia asta că nu știu ce se întâmplă la nivel de vestiar. Eu n-am văzut lucrul ăsta, dar... Uh... Deci tu spui că dacă ar fi pe bancă jucători de aceeași valoare cu cei uh, din primul 11, n-ar mai exista păi fă schimbările, o problemă. Fă Chiar dacă care se bagă pe nu? fă le care le vrei. Schimbările. Da, adu jucători. Da? Uite, de exemplu, mie îmi place burcă. Da? Eu, părerea mea, părerea mea burcă la ora asta, este cel mai bun fundaș central de România. Fără niciun... Nu mă interesează de... Poate să vină să-mi spună mie cel mai tare specialist de fotbal. Și poți să-l iei? Eu zic că Gigi, dacă ar putea să-l ia pe burcă, să facă pasul. Să-l ia. Burcă la ora asta este unul dintre cei mai buni fundași centrali de România. Nu că spun unul dintre ei. Păi nu, dar arată și statisticile. Nu... Este cel mai bun fundaș central de România. Dacă ai oportunitatea și ai posibilitatea să-l iei, ia-l. Dar spune așa cum îl cunoști tu pe Gigi Becali, el mai poate fi schimbat? Ori să aducă no. un antrenor să-l lase, ori să nu se mai Eu... bage la schimbări și să-i lase pe Pintili și pe Gigi poate fi Elias. schimbat, dar nu schimbat la capitolul ăsta. Păi nu, la capitolul ăsta. <laughs> nu. nu. Problema este așa. Gigi trebuie să mai schimbe și altceva. Gigi nu trebuie să mai fie și să asculte și aici când o spun, mi-asum. Odată și odată cred că o să-mi iau... O să-mi calc așa pe orgoliu și să, să mă duc să discut cu el. Păi n-ai făcut-o până acum? Nu. Niciodată? Nu. O singură dată am vorbit și nu, după aia n-am mai. Am vorbit mai cu meme. Și am să mă duc personal și am să-i spun anumite lucruri pe care ă, asta vedem noi suporteri. Și sper ca cineva să înțeleagă că Gigi este foarte repede influențabil. Gigi este repede influențabil. Lui Gigi dacă vine unul acum și spune, vezi că a făcut mustață sau indiferent oricare, vezi că uite așa, uite așa, Gigi imediat reacționează. Adică nu verifică. Nu verifică să zică, băi, stai mă puțin, am făcut mustață, nu știu ce. Băi, mustață, ia vino mă, ai, bă, de, ai făcut asta sau asta. Nu, Gigi reacționează imediat. Iar eu sper să merg și să-i să spun că lucrurile nu stau chiar așa. Pentru că deja suporterii au ajuns la limită, la saturație. Păi și de ce n-ai făcut asta mai devreme? Nu pentru știu... că echipa asta nu merge de 8 ani, cum spui tu. și păi Mă miră nu. că n-ai fost până acum nu. sau nu te-a primit. Nu, nu, nu. există să mă primească dacă nu trebuie să. E vorba de primit. E vorba că eu anul trecut am avut ceartă cu el. N-am avut-o anul trecut. Ai avut mai multe. Hai. Și atunci, asta dacă fiecare ne-am văzut de treaba noastră și el s-a potoli cu lucrurile astea, noi am hotărât de echipă. Să vă potoli și voi. Am zis, bă, să nu afectăm noi echipa. Dar văd că noi cu gândul că să nu afectăm, să nu afectăm, cam ne-am propus locul doi în continuu. Și asta nu mai ne dorim, să nu mai afectăm. Dacă se poate să nu afectăm și el să ține de cuvânt cum a promis că face echipă și că ia campionatul înainte cu două, trei etape, atunci n-ai ce să-i mai reproșez, nu? Dar să vedem. Să vedem și noi transferuri. Să vedem și noi dacă se ține de cuvânt pe transferurile care a zis că le face. Sunt, nu, știu că nu o să-mi spui nume, dar nu te trag de limbă. Nu, doar nu o să dacă, spun nume. Nu că știu, 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 doar dacă din ce știi tu sunt nume spectaculoase. Sunt nume foarte bune. Pe mine mai puțin mă interesează nume spectaculoase, mă interesează... Cifre spectaculoase atunci. Mă interesează... La echipele da, care au fost. Sunt. Și sunt jucători care, dacă vin acești trei fundași, pentru că, haideți să vă spun ceva. Așa, de cum mă pricep eu la fotbal. Punctul meu de vedere. În momentul în care ai fundași centrali, cum era Gică Popescu? Ce făcea un fundaș central? Ieșea cu mingea din spate și crea faze de atac pentru mijlocași și pentru atacanți, nu? Da. Așa face un, un fundaș central care urcă. Da. Cum era? Deci l-am spus pe Gică Popescu. Zic de Ghionea mai bine. Zic de Ghionea. Zic de Chircheș. Da. Da? Un jucător cu personalitate în echipa asta. Pentru că dacă aducem iarăși din nou nu mai fițoși și figuranți care să meargă, să meargă, doar în ghete și autoritatea în vestiar să fie nu știu cum, înseamnă că n -am nici anul ăsta. Mergem iară spre locul 2. Da? Iar noi nu mai acceptăm lucrul ăsta. Transferul pe care știu că sunt două, trei transferuri de fundași centrali, părerea mea că este ok, dar din punctul meu de vedere, eu insist foarte mult dacă burcă e de transferat, burcă trebuie luat urgent, este unul din, nu că unul, nici nu vreau să mi spun unul, este cel mai în bun capul listei, centrat. cum se spune. Cam așa ceva. Dar așa dacă ar fi să decideți voi sau să vă exprimați o opțiune, nu că de nu se poate, ca antrenor de luat acum, de, 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 de numit, dar să vină, nu Olăroiu. N-ai cum să-l aduci nu, pe Oli. Oli, Reghe, nu știu dacă... Pe cine ați prefera? Nu știu dacă Dar așa repet, avea. să poată veni. Așa nu... nu se poate veni. Să fim corecți. La ora asta, nu știu ce antrenor. Că nu-l lasă. Ce antrenor crezi că mai poate veni la ora asta când știe ce se întâmplă? Ce se întâmplă? A, să vii pentru Siviu? Da, vin. Că m am antrenat steau. asta. Asta e altceva. Să stai câteva luni sau un campionat și după aia să pleci. Dar rest nu văd. Dar spunem, după meciul cu Rapid, cu Feșni, cu intrarea lui Onea, etc., a anunțat iar că vinde și că iese din toate actele clubului. Ai crezut că vinde sau tot? Nu. Nu, nu dar am spus-o eu. Public. Ah, okay. am spus -o eu. Pe bine, public e una, ce crezi tu în sine e alta de multe Pe ori. nu am spus-o ce cred eu. Eu nu sunt genul de om să spun public așa să mă afim. Că nu, și meme a anunțat eu, anunța, eu că, nu puțin. mă interesează, eu sunt peste tot. Nu. Viorel, ascultă-mă două okay, secunde. Data, eu am spus-o și eu ceea ce spun, eu nu spun ca să se audă public. Eu spun, asta este părerea mea. Eu când i-am cerut demisia lui eu i-am cerut-o. Eu nu mai am cerut demisia lui, meme, cerut -o. Cerut demisia lui meme la mișto. Să zic că eu din domne, i-a cerut demisia lui meme, mustață. Nu, eu i-am cerut-o pe bune. Și am spus, meme, stop, nu mai poți. Gata, lasă să meargă altcineva. Lasă să facă. Meme după care, că noi nu eram certați, nu semna că dacă își cer demisia, ne și certăm. Păi frate, asta consider eu. Tu poate consider ceva, eu consider altceva. Dar acum ați împăcat, adică sunt, ești mai conștient. noi vorbeam oricum, vorbeam. Că faptul că i-am cerut demisia, care-i supărarea? Amândoi, ținem cu aceeași echipă. Tu ești conducător, iar eu sunt suporter. Eu susțin, tu conduci dacă nu suntem compatibili. Pentru că ce încurajez eu? Tu nu ai să joace. Ești managerul clubului. Asta am spus la momentul ăla. Prieteni, ți-am cerut demisia. Nu mi-o dau. Ok, eu ți-o cer în continuu. A, și acum? Nu, nu, nu. Vorbesc la no, momentul momentul da, Nu, întrebarea mea e și acum? Eu nu pot să-i cer demisia lumea mea acum până nu văd ce se întâmplă. Vom cere demisia la momentele potrivite. Păi, ăsta nu e moment potrivit, că nu ta din nou campionatul. Păi, nu, vrei să nu pentru că noi am discutat și nu vreau să să, să, Crezi? să fiu eu cel care creează o atmosferă proastă la ora asta și stând de vorbă și cu uh, liderii din peluză. Nu. Vom vedea la momentul respectiv hotărârile pe care noi, Peluza Nord, le-am luat, da? Vom vedea și reacția noastră și oamenii vor vedea reacția noastră în următoarele. Uh, da. Etape. Etape. Dar crezi vreodată că Gigi Becali va vinde acest club? Nu. Niciodată. Am spus-o și repet. Eu am încercat lucrurile astea. Și le știu și rețineți. Eu, la momentele alea atunci, am avut multe discuții cu Gigi la telefon. Inclusiv voi, presa m-a sprins când vorbeam cu el și ne contram. Da, vrei să o vinzi? Eu am oameni să o vând, să, 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 să cumpere. Asta știu. Că... La un moment dat am trimis o hârtie către. Știu, știu și asta. Și am spus, știu? ai bani să-mi iei? Da. Dăm răspunsul la hârtie. Da, și... da, da. Că era da? în așteptarea răspunsului. A, așa. nu, descris. eu, eu nu eram. Da, eram în așteptarea răspunsului pentru că banii existau. Da? Și l-a vândut. Și l-a vândut. A apărut, fără să ne certăm, fără discuția, decât după meciul cu Rapid, a apărut acea afirmație, domnule, o vând pe 25 de milioane, să-mi dea banii, să o ia să noi am mai zis ceva, n-am mai zis nimic. S-a dus ilie Dumitrescu cu oamenii, a spus. Domne, vreau 40 dacă e o campionat. Ok. și dă 40 oamenii. s mai dus nu știu cine, care zice că dă 40 de. Cine 50... a cerut 100 după aia? Bine, nu, nu. A cerut, dacă e campionatul? Dacă e cam... campionatul, cere 40 și că nu vin de că Dacă ar vinde de baza e cu tot 100 de milioane, cu tot cu bază. Mm -hmm. Și... M-am sunat, atunci am sunat, pot să spun, Pule Ivanovici de la Fanatic, m a sunat, nu stați să ce spui. Iar începeți să bateți câmpii cu toții, ce da. aveți? Păi, uite, a zis acum că cu tare, da, așteptați mult și bine. După care, la două săptămâni, a ieșit public și a spus. Mi-a zis Duhov, să nu având. Ce mai ai de spus? Ce să mai fie de spus? Sunt foarte multe de spus, dar vreau să abordez așa câte puțin din toate. De unde pasiunea asta nebună a ta pentru aceste culori și pentru această echipă. Pentru că acum m-am convins, te știam, dar nu atât de bine, că tu ai în suflet uh, echipa asta. Deci nu, unei uh, să o simpatizez ca un suporter de rând, dar și alte să -o, o divinizez, practic. Părinții mei, tatăl meu în general, stelist, stelist, frații mei, frații mei steliști, uh, Prietenii mei care unde am crescut am crescut numai în, în spirit de stelist pe timpurile mă refer 87 86 87 88 unde în zona unde stăteam unde stau eu în Berceni atunci de acolo pleca galeria stelei. Uh, erau foarte mulți steliști la mine, erau frații gemeni Amedeo, Crețu, Dumnezeu să-l odihnească. Erau foarte mulți steliști. e o zonă la mine acolo de steliști. Aha. Fiind copil, mă duceam, fugeam de acasă, mă duceam, mă, mă, întâlneam cu ei la metalurgie, fugeam cu ei, intram pe gemulețele alea mici. Sunt multe lucruri care okay. uh, mă leagă de această echipă și familia contaminat. mea. da, Familia mea, nu există cuvântul dinamo, nu există cuvântul rapid, nu există în familia mea așa ceva. Și dacă ar vrea? O, cineva în familia ta să țină cu altcineva? Nu, nu, e terminat nu, pe viață! Nu, 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 nu. Uh, fata mea ține cu steaua că. Da, băiatul meu la fel, n-am treaba. Adică, spiritul dă mi copil. Mire, uh, băiatul meu, uh, în urmă cu. Să zic, cred că 18 ani, când a plecat Mirel, cam așa, când a plecat Mirel la Alchilal. Da. Nu? Sunt vreo 15 ani, cred că. Sunt. Băiatul, sunt meu, ce? băiatul meu și acum e fan Mirel și dacă ți-ai aduce aminte la Votopen ne-am dus noi să-l așteptăm pe Mirel să vină din cantonament, că pleca la Arhilal Da. Și băiatul meu e cel din, din Otopen care plânge după Mirele 2. De ce plângi, mă? Că pleacă Mirele 2. Au A, era băiatul, bă, băiatul meu. Și îți dai seama, familia mea nu are cum să fie altceva decât... Și până la urmă nevastă mea care nu era microbistă și nu are treabă cu fotbalul, nu are treabă cu nimic... Și soția mea a zis, până la urmă să câștige ce să mă lași în pace, că mă nebunești de cap. <laughs> mă nebunești de cap, că știe că sunt nervos, că când vin acasă, nervi și îmi spune, ah, iar a pierdut steaua, că mă simte, mă simte, când sunt nervos, ori mai întârzi că sunt nervos, stau pe la pizzerie. De când ai ieșit, ai ratat vreun meci, acasă <coughs> sau deplasare? Am, pare mi se că am ratat unde am avut o, am avut o problemă cu... Medicală sau ce? Da, cu soția și am ratat atât. un meci atât. Explicabil. În rest, nu. Și deplasare și acasă? Acasă, deplasare, nu contează. Dar cum ai devenit șef de galerie? Lider, adică aș pronunțat în primul rând în... cuvântul ăsta, lider. Uh, problema este că în 2003 în, da după ce s-a întâmplat în 2002, dacă nu mă înșel a fost uh, acel incident cu Jean Pavel, cu Gigi, cu incidentul nostru care... Eu tu eram, erai prieten cu Jean? Da, Jean e prietenul meu, niciodată nu o să vorbesc cu Rădejan, am învățat foarte multe de, de la Jean și niciodată nu o să vorbesc cu Rădejan, ceea ce nici el nu face, pentru că suntem prieteni și în viața de zi cu zi, nu neapărat da, de... Da, da. de familie? Se propusese la momentul ăla, se propusese uh, ca toate grupurile, după ce s-a terminat cu Jean și Jean n-a mai fost atunci după incidentul cu Gigi, în sfârșit. Și atunci toți se făcuse cele șase sectoare. Propunerea a fost să fie John. John, care știu. tot de la mine, da tot de la da. mine din schins, uh, să fie el. Am mers o anumită perioadă cu John. John între timp s-a căsătorit, a făcut o chestie de genul, s-a tras în, spre familie. Între timp a apărut chestia asta între noi, lideri de fiecare grup, nu ia nimeni hotărâre, nu ia nimeni nicio hotărâre între noi. Și s-a creat acel lider de grup. Adică eu l-a schins, Dumnezeu să le odihnească, Rică la insurgenții, Dorin la armata. Dorin Taban. Da. Și cu totul, noi toți, luam hotărâri. În schimb, un pic mai tupeist așa și mai... astea La conducere, la toate astea a fost chestia că eu am, am preluat un pic aici frele Și... A... a contat și asta că erai băiat de cartier, băiat... Da, da, indiferent de ce ești băiat de cartier, dacă n-ai respectul, ai caracter, nu, nu merge. Pentru că caracter... oamenii, știi ce se întâmplă? Oamenii te iubesc. Dacă vede că ești caracter infect, încearcă să te depărtezi. Da, a conta, nu? Iar că a conta respectat foarte... în zonă. Pentru că știam să și respect. Eu am respectat ca să fiu respectat. Faptul că a ieșit alte incidente și n-ai ce să faci, sunt lucruri care nu poate la momentul ăsta le regret că nu le-am evitat. Dar dacă le evitam la momentul ăla, poate în ziua de astăzi nu mai eram eu. Poate îmi plângeau copiii, poate îmi făceau pomeni. și atunci trebuia să reacționez pentru că uh, sunt lucruri în viață care evită-le dacă poți. Dar ai dat socoteală dacă în fața legii Am dat socoteală, dar problema e că dai socoteală și nu dai socoteală pentru ceea ce faci mai dai socoteală și pentru nume. Pentru că dacă nu aveam numele care trebuia, adică numele ăsta nu îmi dădeau atâta. Nu dă mai puțin la ceea ce a ieșit acolo și în sfârșit. Deci și că de te foarte ales multe, ei, practic. De foarte multe ori, da. Te-au deci ales șef. Poți, nu șef, Lider. că aici nu stăm, suntem cu toții lideri. Eu nu iau hotărâri singur. Deci eu acum... Ana, ai ultimul cuvânt. Eu nu iau hotărâri singuri. Deci să rețină toată lumea lucrul ăsta. Să nu e, se foarte eu mustață, e foarte bună precizarea. Că eu, mustață, iau hotărâre singur în peluză. Eu am muncit pentru peluza asta să aduc oamenii. Dar acei oameni care sunt lângă mine și muncesc cu mine sunt încă trei lideri. da, Chiar patru. Care eu mă consult cu acei oameni. Eu nu mă duc eu acum. Eu, hai de faceți voi asta, da, faceți da, voi da, asta. Da, 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 nu există așa ceva. Pentru că nu poți să ții așa ceva nu te susține nimeni. În momentul în care tu nu creezi, nu colaborezi, nu colaborezi și nu creezi o colaborare foarte strânsă cu aceste grupuri, te pot îndepărta foarte repede. Indiferent de cine ești, ce nume ești și cum ești, nu. Îți atragi dușmani. Tu nu trebuie să-ți atragi dușmani. Tu trebuie să-ți atragi oameni care să te iubească și să țină cu tine. Din ce în ce mai mulți. Din ce în ce mai mulți. Pentru că eu, când am venit acasă, gândește-te, că pelusa era goală. Primul meci al meu când am venit acasă, am fost 10.000 în deplasare cu Dinamo. Primul meu meci în 2020. Dacă vă duceți aminte, am venit, aveam meci aduc acasă. aminte, dar nu leg de întoarcere ta, că da, nu, în, nu 2020, mai minte. în 2020, în ianuarie, eu am venit acasă și în februarie, prima etapă a fost nu mai știu cu cine și a doua etapă a fost cu Dinamo. Și atunci mi-am anunțat eu prezența. Că oamenii erau dubioși un pic cu mine, că unde o să mă duc. O să mă duc la CSA cu acolo, o să cred eu că este steaua. Niciun moment -a, nu s-a pus problema, nu? Niciodată nu, nu s-a pus uh, în discuția asta. Sau unde, unde, uh, sau vin, mă reîntorc la echipa de Liga 1. Și atunci venim și toți liderii care au fost la momentul ăla la mine acasă. Deci, la mine acasă au venit toți liderii discutând despre Peluza Nord. Ce se va întâmpla în viitor. Dacă mai am de gând să continu. Iar eu la momentul ăla Sincer să fiu, nu prea mai vrut. A, n mai vrut? Nu. Am zis, băi, nu mai are rost. Nu am am mai... ieșit după atâta timp. Nu, am zis, familia mea, copiii mei, am lipsit atâta timp, zic, nu, zic, nu mai. Iar în schimb, am avut susținerea lor și trăgând de mine. Băi, nu se poate, stai puțin, noi te-am așteptat, noi am stat, noi ne-am ne -am dus la meci. Ai spus atunci că la momentul ăla care ți-am zis eu cu întrepeluza sus și nord să nu se ducă nici colo, nici colo, Într-un fel sau altul, ei m-au ascultat pe mine și mi-au spus, băi, noi nu ne ducem. A zis ala, să nu ne ducem. Nu ne ducem. Până nu vine el casă, vedem ce o fi. Iar ei nu s-au dus. Și nici n-au trădat, cum respect. se spune. Asta înseamnă respect. Da? Nici n-au trădat. Iar datorită lor, datorită lor, eu m-am întors. Pentru că dacă nu veneau la mine acasă să vină să -ți țină de capul meu, să-mi spună, băi, mustață, nu e bine, lași asta, e un lucru care, uite, uite ce s-a ajuns. Uite ce e acolo. Sunt foarte puțini. Sunt două, 300 de copii. Hai să facem ceva. E, și atunci, cum ar fi venit? Am dat un examen la meciul cu Dinamo. Să vezi dacă mai ești sau să nu. Să văd, să văd reacția oamenilor la, la ceea ce mă exprim eu. Și în momentul în care... Mai ești validat sau nu? Nu, nu e vorba de validat, că n-ai treabă cu un general să faci dacă ești validat sau nu. Vezi opinia oamenilor dacă vin după tine. Pe păi tot aia e. Da? Dar nu e vorba de validat okay, că aici nu a, spune cum vrei. Și în momentul în care Eu Înainte de, nu mai țin minte Meciul care juca acasă Și după aia aveam o deplasare cu, cu Dinamo Și atunci am spus, bă, dacă Într-adevăr la meciul cu Dinamo Mi anunț prezența și suntem peste 4.000 de oameni Încerc să continui Și după care vedem despre ce e vorba Și au venit 10.000 Mi-am anunțat prezența că la meciul cu Dinamo Voi merge și voi conduce galeria împreună cu ceilalți lideri, uh, numai că nu o să afișez steagul pe Luza Nord, pentru că n-am afișat steagul pe Luza Nord. Uh, am depășit 4.000 de bilete, am mai avut cerință de încă 2.000 de bilete, am încă 2.000 de bilete, zic, op, stai puțin. Până am ajuns la 9.800 și ceva de bilete, aproape 10.000 de oameni care și-au venit alături de mine. Și am spus, bă, înseamnă că dacă oamenii ăștia au venit Într-o deplasare care, Dinamo, Steaua nu mai fusese în deplasare la Dinamo de vreo șase ani decât 800 ceva de genul. Da, da. Și aici am încercat și am început, de fapt, am început la, și la presiunea prietenilor ăștia mei, liderilor, haide-mă, hai să dăm drumul la treabă. Și atunci am zis, gata, dacă. Problemele cu justiția ți le rezolvat? Da, eu nu mai am. Mai am terminat ce am avut de terminat. Nu mai am... Numai, adică nu mai adică... practic ți-ai făcut pedepsa, da. ești un om da. curat acum. Curat, Doar, nicio treabă. Mă rog, cazierul. Cazierul, că e recitiva, e condamnarea în... Și spui că te duci la CEDO, adică am, tu consider că ți s-a sar... făcut o nedreptate. Nu, chiar mi-a venit și răspuns de la CEDO acum vreo, cred că sunt vreo, e vreo 4-5 zile. Mi-a venit de la, de la că cedo, se judecă acolo cauza ta. Că mi-a acceptat la CEDO, practic, tu dai în judecată statul român, sau ce? Da, nu? Da, la CEDO am. O secundă. La CEDO am depus dosarul meu. Cred că, uite, dacă, dacă ești atent un pic, și scrie că mi-a fost acceptat dosarul. Da, curtea va examina. Da, mi a fost acceptat să, accepta să fie examinat. Adică să fie. Da, da, da. E, da. Să treacă de, a trecut cum ar veni, a trecut de o instanță. Și dacă nu era, să spunem, ceva întemeiat, nu trecea. Adică nu judecă ea. Da. Aia... da, pentru că sunt lucruri pe care, butoanele fiind apăsate pe numele meu, bagă-mă pe ce am făcut. Nu mă băga pe ce nu fac. Dar, spunem, acolo te-ai întâlnit că asta voiam mai degrabă mai să dus, Mai dus într-o direcție unde vrei să ajungi? Uh, Spune. Da, să știi că aici au fost și Marian Iancu, și Victor Becali, și Giovanni, da. și cam pe toți am întrebat despre latura asta da, uh, a, a oamenilor cu care au interacționat acolo, tot uh, oameni uh, celebri din anumite puncte de vedere. Sunt. Uh... Ai fost și tu cu un lot din ăsta, nu? Nu, am fost. Iancu. Am fost cu mai multe loturi. nu, nu, cu din astea celebri zic. Da, Marian, unde Marian Iancu este un om extraordinar, este, pot să spun că e fratele meu mai mare. Giga Popescu, Meme, Copos, cum îi spune, Avram Albitru, da bine, era puțin mai îndepărtat așa că... Pinalti. Pinalti, care a fost și cu mine în cameră. Nicolae de la Astra. Toți acolo pe aceea secție, cum se spune, nu? Da, da, da. Cine mai era din... Mă refer în lumea asta a fotbalului, ca așa cum politică, Dan Diaconescu, da. zi... Procuror, judecător. Procuror, judecător, procurorul ăsta, judecătorul Mustață, procurorul care i-a ajutat Dumnezeu și m-a băgat la pușcărie, Tomița Neagu. El mi-a făcut toată cheia și ea, ea, ea uite, vreau, uite, dacă. Deci, procurorul întrebat, care te-a băgat la pușcărie, Procurorul a care m-a băgat la a pușcărie primit și pe el, mine. pe altă speță, probabil. Nu, pe altă speță, de tot de corupție, da? a venit la pușcărie. Și i-am adus aminte când în biroul lui, când el făcea manevrele care le făcea acolo și i-am spus, fii atent, faci manevra asta, că nu e o problemă, că voi aveți puterea voastră. Dar fii atent ce spun, ceea ce îmi dai tu mie acum, țin minte avea băiatul meu o lună și o săptămână de când s-a născuse băiatul meu. Și i-am zis decât un singur lucru, fii atent aici, ce -mi vrei tu să mi dai tu mie acum și ce îmi dai tu mie, adică pușcărie, asta îți va da ție, Dumnezeu peste un an, peste doi, peste trei, peste patru, peste zece. Asta îți va da ție Dumnezeu. Pentru că te cunosc foarte bine, știu cine ești și ești mare corupt. Procurorul ăsta, fiind și neam cu cineva apropiat familiei mele. Și l-am ajutat mult de tot. Pom. Dar da asta suna corupție, l-am ajutat nu, nu, mult nu, de tot. Nu, Sau nu, asta ideea? nu, nu. nu l-am ajutat în sensul îmi cerea tricouri, îmi cerea A, da, înțeleg, adică dăm da. mi și mie un tricou, da. uite, am o obligație. Adică pe nu, acest om. Da, nu înseamnă că da. îi dădeam bani că sau ceva de gen. Nu, da. nu. L-am ajutat în să sensul ăsta. anumite da. lucruri ca da. să nu se interpreteze. Da, nu, nu, nu. 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 Și șprițuri împreună. Da, asta nu da? e ilegal. Da, nu e ilegal. Și tu după aia să-i faci ambiție la prietenul ăla, la, la nașul lui, să-i facă ambiție. Mă bași pe mine la pușcărie. Ce a ajuns și el, spui. Și, după 9 ani de zile. A, ah, după 9 ani. I-am dat termen. Peste un an, peste 2, peste 5, peste 9, peste 10, vei ajunge la pușcărie. Că ești corupt. Da? Acum eram un penitenciar și dimineața ne pregăteam să mergem la muncă. În fața acolo, când îl. Eu auzisem ceva, dar nu știam dacă l-a adus Parahova. Auzisem ceva, că văzusem la televizor, de fapt. Că... Și am auzit numele. Tomiță Neagu, Bragadiru, Opa, stai, nu cumva, stai, Tomiță. Și după aia a venit băiatul la coteț. Oh, ce faci, băi, Tomiță? La coteț se spune penitenciarului? Da. În termeni, de, de, Termen mai de. de penitenciar. de penitenciar. de deținut. Da. Și. Uh, bine, într-adevăr, mi-a venit și mie puțină. Uh, Aroganța. Da, nu, ură, puțin pe l-am văzut. Ți-a dat Dumnezeu ce ți-a trebuit, hai, ți-a ajutat Dumnezeu, te-a adus pe tine aici. Și la un moment dat. Uh, a intervenit puțin Poteraș, că fostul primar. Observase că m-am enervat. Aș Poteraș era acolo cu voi? Da. <coughs> Și bine să râdă. Da. Păi, nu se pare nu râde că ți spun pe Elitele toți. Elitele societății, toți. primari, procurori, păi să fie tot ce înseamnă. Este incredibil ce e țara asta. Deci, reține. Când ajung acolo, o parte din ei pleacă din puf, da? Pleacă din puf. Și ajunge în ploșnițe. Dar nu e puf, că ei au fost la conducerea nu, nu. țării. Tu n-ai fost la conducerea nu e țării. Nu e puf? Ei nu vin ei din trebuia puf? Trebuia să fie responsabili. Dar nu vin din puf? Ba vin da, din puf? așa între ghilimele, când da. ajunge la coteț, intră în, intră în ploșnițe. Dar problema e că ei nu prea intră în ploșnițe, pentru că lor le sunt pregătite camerele. Da. Pe nu... Păi toată lumea spune e... și Giovanni spunea că nu e, toată lumea e egală acolo. Nu, 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 nu. Giovanni știe că Giovanni n-a fost prea mult pe Rahova. Giovanni. Giovanni n-a fost. Giovanni a stat pe Jilava, Giovanni a fost la Slobozia. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Eu spun ce știu eu. Giovanni știe că pe Jilava stă toată lumea egală. Pe Jilava, da. Are dreptate, Giovanni. Toată lumea e egală. Că nu ai ce camere să găsești pe Jilava curate. Dar în altă parte spui tu că este... Pe, în altă parte, de exemplu, cum era un penitenciar mai curățel mai curat, dar saltelele sunt de te ia ficatul și nici măcar nu te lasă să-ți aduci tu saltea de acasă. Adică ce spunea Victor, Victor Becali de Darie ăla de... de... Tot aici spunea, să știi. Tot aici? Da. Bun, ce spunea Victor avea foarte mare dreptate. Foarte mare dreptate. Adică tu pe banii mei, cu toate că știi că magazinul e al fină tu, E al fină tu, exact asta Pe spune. banii mei, pe știu eu, cea mai mare nenorocire pentru un penitenciar, magazinele din penitenciar sunt, uh, părerea mea, uh, ceva de genul, să spun, cum ai fi șeful vămii și ai avea tutifriurile. friurile. Cam ale, asta e. Ale tale. Da, da, tuti friuri cu prețuri de te ficatul. Adică nu te supăra pe mine să dai pe o apă, să dai pe o apă, 9 lei, postică pe de Pepsi 5, 15 lei, care e afară 7 lei. Da? Bine, acum, noi vorbim de ani în urmă. Adică și să vii să, să, vii să ceri pe o ciocolată care afară este un leu 25 și tu să o vinzi pe 5 lei, cum sunt ciocolatele alea mari, e jale. La capitolul ăsta, jale mari. Plus că îți făceai de să-ți dai că nu-ți primea la vizită. Nu-ți primea la vizită. să Păi frate, țin post. Lasă-mă să mănânc, de la să-mi să, ducă, să aducă de la magazin, să-mi aducă ceva. Pentru că la, la, pușcărie, ca să nu mai stăm la închisoare și cu la e pușcărie, un care se folosește da. problema în este că obișnuit. încep unii care afară nu aveau credință, încep să o recapete acolo. De A. ce? Pentru că toată ziua se roagă la Dumnezeu. Doamne, da, ajută Doamne să scap sau să e sănătos. Da? Nu ține minte că și afară putea să facă lucrul ăsta. Corect. Da? Putea să să preîntâmpine pe capsa. Da? Bun. E, astea sunt avantajele celor care au bani și celor care nu au bani. Dezavantajele. Da. Avantajele celor care au bani și dezavantajele celor care nu au. Păi, dacă că ai sunt... bani, poți să obții și o cameră mai. Nu că poți să obții o cameră. Problema este că ei o dau. Domne, trebuie protejat că eu om politic, că eu nu știu cum. Nu e trebuie protejat niciunul. N-a avut nimeni nimic cu nimeni. Acolo când intri, singurul care a fost înjurat rău de tot a fost Voiculescu. Da? Voi Culescu când a intrat pe poartă și l-a luat toată pușcăria la înjurături, pare mi se pare mi se că puțin pe, pe Dan Diaconescu. Dar restul nu i-a văzut. Dar interesant. cum a fost pentru tine să îl vezi pe Gică Popescu, pe care l-admirai ca fotbalist, Problema e că eu, vezi Gica, acolo. eu cu Gică Popescu, noi, uh, noi, am fost și de afară, nu neapărat din uh, închisoare, prieteni de afară. Cu, cu atât mai mult. Cu Gică. Uh, îți spun sincer, eu când l-am văzut păgică, pe Gică Popescu acolo, mi s-a rupt sufletul că era, l-am prins și perioada care murise tatălui. L-am prins în perioada aia. Și a fost pare că a fost o chestie cam de ceartă mare că n-a vrut să-i dea drumul la, la mormântare. Dat și până ori la urmă i-a dat drumul 24 da. de ore. Dar acest om cu, cu un caracter dăleu leu și cu o inimă de da, tigru, dar nu știu ce să-i spun. Popescu, nu? Da. A trecut peste momentele astea. Uh, ieșeam la sală și uh, după ce a venit de la mormântare, ca să-i treacă timpul, să nu mai stea cu gândul, pentru că aici te roade cel mai tare. Familia, copiii. Clar. Mai ales când te duci la vizită și te uiți la ei și îi vezi prin geam și nu poți să-i atingi. Este cea mai mare uh, durere mm -hmm. în suflet. Că nu poți să-ți atingi aproapele cu toate că stai acolo până când ajungi să faci o cerere, să ai la masă cu ei și când ai ajungi la masă cu ei e, e dificilă situație. Îl vedeam la sală cum muncea și trăgea de el în fiecare dimineață, făcea sală, avea programul lui și el și meme. Copos juca ping-pong cu, vară cu Voiculescu. Uh, Îmi ți imaginez pe Copos jucând ping-pong. Da, vezi că joacă bine. Vezi că joacă bine și el și Voiculescu o ceartă între el și varan, adică varanul și copos, nu știu cum e, are și copos o poreclă, e să știa o poreclă. Varanul e Voiculescu da. și el la ping-pong era între ei doi. Adică se certau. Gica uh, Popescu cu meme și vedea de treaba lor, cu tenisul de picior, mai șaul. Adică, vezi, se muncă, erau scoși la, la tâmplărie, să... Adică, trebuie să-ți găsești ceva ca și poți. s-a Popescu, până la urmă, că n-a avut ce face. S-a dat Gică, după aia trebuia să plece, să plece la Severin, n-a mai plecat la Severin. La uh, penitenciar la Severin. Da, da, n-a mai plecat la Severin și i-a trimis pe amândoi pe Gilava. Și după aia n-a mai, după ce i-a plecat de la... A, ah, lansase el o carte, Gică Popescu, eu am prima carte lansată de el. Scrisă pe de... bune. Da, scrisă de el. Lansată, prima carte lui, lansată în pușcărie. El a, știi de ce te-am întrebat scrisă pe bune? Că au mai scris alții și așa, există, pe bandă rulantă. Există, că era cu mine acolo. El a lansat la pușcărie. Nu știi că i-a zis ăștia că Gică Fopescu a făcut o carte ca să-i scadă 30 de zile. Da. Nu înțelegi? E, prima carte de acolo e la mine. Adică mi-a făcut o mie, mi-a făcut o mie uh, cadou și mi-a zis, musti, el așa mai zice, uh, Doamne ajută, ce Doamne ajută, zici. Vede, uite, ia o carte, i-am spus și eu, zic sper că nu lanseaz cartea și nu îmi dai carte, prima carte ție ți o dau. Mi-a luat, o mi-a semnat o și mi-a dat autograf. Dar pe pentru ea. tine cred că mult timp a fost ceva incredibil. Nu nu ți venea să crezi că îl vezi în fața ta pe capitanul Sincer, Barcelonei. Nu. Tu erai băiat de cartier obișnuit cu Nu, nu obișnuit. Nu, nu, nu. cu nu, nu cu un cu un altfel de viață. Eram obișnuit. El era cu la gică Popescu, pentru că tot tot, nu numai eu vorbeam asta toată lumea din pușcărie când îl vedea pe Gică Popescu nu le venea să creadă că un capitan al Barcelonei, capitanul echipei României, că a fost și capitanul echipei României, Corect. da? S-a da. ajuns să-l bagi la pușcărie și rețineți că atunci a spunea presa că a dat și banii înapoi. Pe nu spunea presa, a dat. A dat, pe, nu, nu, ce spunea presa. La momentul ăla, că el, noi știm că a dat banii. Și să-l bagi pe Gică Popescu, să-l bagi în pușcărie nu era nici cine știe ce infracțiune, mamă nenorocire de evaziune fiscală, nu? Parcă așa era la ei sau nu știu ce era. Da, evaziune astfel. a fost pedeapsa. Și dacă ți-a dat omul banii, mai ai 200 de mii în plus și lasă-l și lider. lasă pe frate acasă că ăsta nu e infractor, tâlhar, criminal sau ceva de genul ăsta. Să-i dai 3 ani și 10 zile. Ca să nu-i dai 3 ani, să poți să-i dai suspendare. Pentru că, din ce am înțeles și eu, vin alegerile la FRF. Pentru că Gica Popescu ieșea fără discuție. Multă lume era. continuă să vorbească despre uh, coincidența asta, chipăile, că dovedite e, ea n-a E prea mare coincidența și de aici s-a creat toate lucrurile astea. Dar toată lumea, toți deținuții, că aici nu mai era vorba că e Gica Popescu sau că e Vasile sau că e Marin, nu le venea să creadă că îl vede pe gică Popescu în pușcărie. Nu le venea să creadă. A zis, bă, nu ne vine să creadă la legică Popescu. Bă, frate, ăsta care ridică, arată la televizor că ridică cupa campionilor în sus cu Barcelona. Cupelor. Mă rog, are da. mai importanță. Da, da, da. Echipa națională. În 94. America. America. Tu -l bași pe Gică Popescu la pușcărie. Bine, lege pentru toți. Acum s-au dus și în alte țări. Stai să două știi, secunde. Oameni celebri. Nu Eu doar... sunt de acord cu tine. Da. legea e pentru toți. Dar ce infracțiune a făcut Gică Popescu? Ia-le ca afară, ia-le banii. Nu îl face păgică Popescu să cheltuiască mai mulți bani la pușcărie pentru că tu, stat, îl întreții. Așa e. Cheltui 40 da. de milioane pe lună, 50 de milioane pe lună, cheltui cu un deținut, chiar 80. Da? Hrană, curent, utilități, cine știe ce mai e pe acolo, de, cadre, cadre care îi păsește. Da? da? Tu nu cheltui banii ăștia? Ba da. Păi nu e mă, un infractor de recitivist o, care îl lași afară, vine iar înapoi. Îl lasă afară, vine iar înapoi. Și nu numai că e Gică Popescu. Vorbesc în modul general. Dar la fotbal se băga cu voi? Da, juca tenis. Juca... Da? Da, nu aveai treabă cu el. Fabulos, ha? Da. Cum avea, Toată lumea acum. se uita la el. Toată lumea se uita la el că el juca cu meme. Juca. După aia a plecat pe Jilava și acolo au jucat echipa de fotbal. Nu s-a dus. Au jucat la echipa penitenciarului. Nu s-a dus Crăciunescu și a arbitrat? <laughs> nu știam, da? Dar da, 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 s-a dus Crăciunescu și a arbitrat acolo. Dacă cu George Copos aveai din astea glume cu steaua rapid? Nu, 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 nu. Adică era amărât, era... Știi ce se întâmplă când -a vezi, un om, greu. când vezi un om că întotdeauna el n-a fost, nu s-a adaptat așa foarte repede Copos nu poți când îl vezi pe un om necăjit, am și știi. Am gândeam că mai mai stare. A, nu, mai vorbeam cu el. Eu, ai că capul sus și mai stai, că, că nu te omoară nimeni. Dai drumul, asta e, ești tânăr, dai drumul, te liberezi, mai ai puțin. Adică îi mai ridici moralul. Nu poți să-l lași când vezi un om căzut, mai ales când oamenii ăștia, nefiind politicieni. La politicieni mai, mai, mai le aruncai câte asta așa mai... Da. Dar oamenii ăștia care uh, nu vin dintr-un mediu de jmecheri, de, adică politic. Da. da? Dintr-un mediu de fotbal. Deci oameni fusese și el adică e cu dus întors. Da, e cu dus întors, dar a dat ce a trebuit și l-a dat, hai du-te înapoi la fotbalul tău acolo, că nu e de tine politica. Nu prea asta mult. Dar spui că cel mai bine a suportat Marian Iancu, nu? Cel mai bine, moral, din punctul meu de vedere, cel mai bine Marian Iancu. Marian Iancu de piatră. stâncă stâncă. N-am putut să văd și fratele meu mai mare, prietenul meu. Deci mă uitam la el, ieșeam pe hol, vorbeam, ieșeam la sală, discutam împreună. Da. nu Nici nu prea... Deci nu era, era afectat ca familie. Și da, repet, logic. Copil. Din punct de vedere al familiei, plus la familie. că l-avea și pe fratele lui. Acolo. Da. Și îți dai seama, nefiind cu el, a stat o perioadă cu fratele lui în cameră, după aia fratele lui s-a schimbat regimul a plecat pe Jilava și el a rămas singur pe rahova. Sunt lucruri care... Dar te... pentru tine cum a fost? Greu, adică pot să spui că a fost ușor, e, că nu te crede bine, nimeni. Bine nu e pentru nimeni. Copii mici acasă... Atenție, bine nu e pentru nimeni. Nu e, nu e. Nu e. Ferească Dumnezeu. Uh, știi ce se întâmplă? Nu doresc la cel mai mare dușman de-al meu. Nicc nu eu. doresc și nu am făcut niciodată rău să bag pe cineva la pușcărie sau să fac rău cuiva. Mai bine, prinde-l, rupe -l o mână, rupe un picior, că își revine, dar nu-l băga la pușcărie. Pentru că problema este, nu suferi tu. Nu suferi. Suferă familia. Îți suferă copiii și familia. De ce? Una, sunt fără tine acasă, da? că duc lipsa ta. Doi, vin în continuu să te viziteze pe tine. Și suferă. Și suferă. Nu îi poți atinge că e geamul și copilul îți plânge, tate, dar de ce nu poți să te ating? pachete bani în cont sunt lucruri care tu afectezi familia astea pentru că banii ăia puteau să i cheltuie familia ta. Da? Să-și cumpere copilul tău un training sau să-și cumpere cu fata ta o de Adidas, nu, ei trebuie să te caute pe tine. Cine suferă? Eu nu sufer. Eu sufer în mine că nu vă văd și că nu, nu sunt lângă voi. Dar suferința cine o primește? familia. Ăia umblă pe străzi, ăia umblă după drumuri, ăia vin după tine la instanță, ăia vin după tine peste tot. Cumva, pe tine te ia duba, te aduce la instanță, te duce înapoi la penitenciar, te strigă, du-te la vizită, dar ei parcurg suferințe, peste suferințe. Mai întâlnește și cât un cardian care le vorbește urât, sau mai întâlnește nu știu pe cine, și atunci întrebarea mea este, cine suferă? Tu nu suferi. Tu suferi că ești închis. Dar, normal, tu nu suferi că ți se aduce pachet, că ai pretenții de acasă. Mama, tata, soția, copiii, ți aduc pachet. Să gândesc la tine. Bă, să-i duc și lui o bucățică, nu? Da. Dar tu te gândești la ei că nu au? Te, te gândești, dar nu poți face nimic. Nu, nu, atenție. În general vorbesc. Nu vorbesc acum despre o persoană anume cu bani. Vorbesc în modul general. Că mai erau câte unii care sunau acasă și spuneau bagăm -mi 5 milioane în cont că n-am bani să mai sun. bagăm mi adun pachete. Și săracul cu fam familia -avea lui n-avea de unde. Și atunci vine întrebarea pe care eu i-am pus-o. Și spun, bă, dar ceva acasă ai lăsat ca să țipi la telefon la maică-ta sau la nevastă-ta să-ți aducă 5 milioane sau un pachet? Ai lăsat ceva acasă? Păi n-ai lăsat nimic. Și atunci o ia de unde să ia? Și întrebarea finală este, cine suferă? Tu, care știi să ceri, sau suferă ăia care ți-aduc? Da. Da? Aici este uh, problema, problema mare. cea mai mare. Dar în rest, din punctul meu de vedere, să se facă niște legi, Vrate, lasă-i mă Păștea cu evaziune. I le inima de ei dacă au făcut evaziune fiscală, cât ai făcut mă? De 3 milioane de euro, da? Dai 5 la stat înapoi. Stai afară, muncește și dai banii înapoi la stat. Da? Da? da produc. Dar produ. Nu Dar nu-l bagi la Ca pușcărie. să nu mai producă, nu nici banii nu ți dă. Da? A, bagă mă violatorii, bagă mă pedofilii, criminali, bagă mă la pușcărie. Nu zice nimeni, da. Nu băga infracțiunile astea de, de evaziune fiscală sau mai era. Bă, era încă unul, Said Bacli din ăla, tentativă de evaziune fiscală patru ani jumate. Păi că ăla a făcut tentativă, dar unde e tentativa? Că evaziunea fiscală e direct evaziune, nu mai e tentativă. Că n-ai pe ce să faci tentativă. Înțeleg? Sunt multe lucruri care sunt și acum în neregulă. Gigi Mustață este unul dintre invitații care se vor întoarce la tare de tot pentru că e imposibil să cuprinzi în aproape două ore tot ce a trăit mai ales în privința fotbalului invitatul meu. Și ca să încheiem într-un alt mod, noi avem pariul emisiunii susținut de sponsorul nostru Betano și lansat de preferință de către invitat. Nu știu, despre ce pariuri e vorba? Ce pariuri? Nu știu, e vorba? legat de echipă. A. Legat de echipă, dă un pariu. Să facem un pariu în sensul Tu decizi în ce sens. A, să fac eu un pariu da. cu mine cum ar veni. nu? nu? cu cei care te urmăresc și care urmăresc A. această echipă. Da, să fie realizabil. Adică... Pariu cu mine pot să fac decât atâta. Să spun și să promit suportelor că dacă nu mă țin de cuvânt, pierd pariu. Da. Dar le promit că tot ceea ce am spus că voi face și că voi reacționa și că voi avea, voi avea reacție negativă la momentul în care echipa asta nu se pune și nu se înțelege că suporterii stelei vor campionatul anul ăsta, le promit că mă voi ține de cuvânt. Deci acesta este pariul pe care lansează Gigi Mustață vis-a-vis -vis de această echipă și de dumneavoastră, cei care urmăriți și acest episod și această echipă. Dacă nu-și bagă mințile în cap jucătorii, atunci peluza nord, nu? Evident. Își va schimba atitudinea față de echipă, toleranță zero. Și acesta este pariul că promite că se va ține de cuvânt. Am formulat bine, nu? Foarte bine. Mulțumesc! Și eu Te vă mai mulțumesc aștept cu cea la tare de tot. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați continuat și continuat să, nu, să ne urmăriți într-un număr din ce în ce mai mare și să vă abonați cu bine pe săptămâna viitoare.